Boom. Stumbling in. Man, piese vechi de pumări. Ok. No, bun. Deci, basically, la ce mă refeream eu cu dataset-ul, e ok dacă vorbesc în română sau vreți engleză? E ok română. No. Deci, cu dataset-ul, mă, să fie niște date de genul ăsta și să ai o chestie categorică, cum am avut și noi, da? Până acum. Hai să vedem unde supărarea era, cum îi zicea la cod? Că nu mai știu. Am uitat, dar știu că ai zis că o să folosești un IDE. Ce? Ah, da. Ultima oară ai zis că folosești un IDE. I know, I'm so... Adică, did I? Nu, că era pe laptop. Yeah, you said. I am zis, dar zic dacă mi-am instalat, ceea ce I'm sure I didn't. Poți să instalezi un Visual Studio Code. Yeah, că e super lightweight. Cum vrei tu? Hai că îl băgăm pe băiețașul ăsta. O să râdă băieții de la concursuri de mine. De ce e acolo scriu un altceva? Avem noi o dumă cu Sea Lion. Oh my god. Era hilarious. Că tot timpul ăia care sunt nubi când începe o competiție de genul ăsta și se pun întrebări legate de evaluatoare și de chestii de genul ăsta, e unul care zice că aveți Sea Lion, bă, și dar tot timpul tu ești nebun, deci atunci știi că e o echipă din aia de nubi. Holy smoke. Am ajuns și eu. The grass was green. Mamă, deci vă ascultați Pink Floyd, bă? Numai un pic așa. O să rog, da. Blăniță, bă, formația aia, dacă mă întreb. Știu, numai că mie îmi plac chestiile mai agresive, știi? Mai metal, mai partea aia. Florin Salam și așa mai departe. Florin Salam nu e agresiv. Ce-am zis, dacă aș fi Salam și aș avea o fică, ce nume aș pune? Andra. Salamandra. God fucking damn it. Exact. Așa, dacă aș avea un copil și m-ar chema Pușcaș de familie, i-aș spune Marin. Logic. Cum i-a pus în Family Guy, Meg de la Megatron. Yeah. Nu știu multe chestii de Family Guy, dar... Holy shit, acum trebuie să revăd codul. Vezi, bă? Vezi cum suntem? Ca și îl mai popândă om care nu și-o comenta niciun pic de cod, că e straightforward, dar l-am înțeles atunci când l-am scris. Nu? Păi dacă nu-l înțelegi acum, înseamnă că nu-l ai făcut bine. Păi eu zic că nu înțeleg, man. Yeah. Straight from the top of my dog. Dar o să vedem dacă rulează, poate crapă. Știi care e cea mai frecventă... Nu rulea data trecută. Știu, mă. Dar asta vreau să zic, care e cea mai frecventă frază rostită de un student de la Mate Info? Acasă mergea. Corect. Am mai zis-o pe asta, mă? E copyright forest. Vreau să Google forest. Teoretic. Facem programare web, dar practic ne-am văzut de două ori și după aia carantină. Și nu faceți istoria informaticii, bă. Ok, în aceeași situație. Ok. No, ce rău. Trebuie să pun STD-ul, nu? Cum era? C++ 11? Da. Yeah, it twerked. It twerked better than... Oh, ca băieți, vă mai amintiți aceste numere minunate, nu? Care nu sunt random. A, nu erau random. Mă rog, sunt random, dar... Yeah, care nu sunt la bulan. Am avut toată filozofia. O să folosești termenul la bulan. E academic. Sunt aleatoare, dar deterministe. Corect. Da. Mamă, vii cu cuvinte din astea. OMG. No, hai să recapitulăm un pic codul până când mi s-o instala oare. Băiețeala de... Aole. Au. Cu 600 de... Bă, copilul, bă. Mă gândeam că măcar își optimizează ăștia. Sau mi-am băgat? Adică trebuie. Ba da, ai băgat cablul de net. No, până una alta, hai că ne uităm pe favoritul meu, Nano. Nano, your business. Deci,
Ce făceam? Citeam dataset-ul, da? Asta vorbi prima oară, da? Guys. Prima dată aveam, cum îi zicea? La .txt. Input? Oh, man, ce rău. Cel mai rău om din curtea școlii. G.txt. Ok. So what was it? Input? Nu-i ziceam. Bă, stai că mă uit pe. Ba da, s-ar putea să fie input. Da, numai bine tu uiți în cod cum îi zice fișierul din care citești. Yeah, but that's... Maher. Ăla-i, bă. Cabă. Input ce se vede. Input ce se vede. Corect. Hai să punem un cut pe el ca să mai ne mai aminti. Vă dați din sisteme de operare. Nu. Examenul de licență. Nu cred. Nu. No. Ați făcut materie sisteme de operare? Da. Sorry, I don't understand. Huh? What don't you understand, bro? Eu fac încă o dată. Eu n-am idee ce fac. Da-i spus și eu. O aprofundezi, așa se zice. Mm-hmm. Ok. Și noi am făcut jumătate din implementarea, prima jumătate, din implementarea de... multilayer perception, da? De rețea neuronală cu mai multe straturi de neuroni, da? Și hai să revenim un pic să vedem ce s-a întâmplat, da? Prima dată am citit dataset-ul și aveam nevoie să creăm un vector de instanțe, da? Vă mai amintiți? Aveam clasa de instanță care conținea ce? Tor, mai știi? Nu. Păi de asta zic, hai că în 5 minute ne recapitulăm ce aveam, da? Deci clasa de parcă instanță era o chestie parcă super... Parcă aveam layer-urile de neuro, de perceptron. Da, da, instanța n-are legătură cu, no, cu asta, no, asta instanța... e dataset-ul. Aveam numărul de X instanța, și da, expected da, value. Exact ce am vorbit azi, nu? Deci avem input-urile care, nu, la noi tot e double, da? Și... la expected value, coloana aceea pe care trebuie să o avem ca să știm să facem supervised learning, da? Simplu, da? Da. Yeah. Bine, asta e tot. Și am suprascris operatorul, vă mai amintiți, da? Și avem funcția care citește din fișier instanță cu instanță și pune într-un vector de instanțe care devine dataset-ul din fișier, corect? Corect. Și asta e numai discuția, hai să revenim pe imagine, ca să vedeți că se leagă și de discuția teoretică noastră. Îi vorbi de citirea datasetului și prelucrarea lui, corect? Da. Ok. Și acum. Continuăm. Stai să vedem, cât e băieți așa? S-a terminat instalarea? Sau am închis eu? La C-Lion. What is going on? Stai. De-aia nu trebuie să pui interfață grafică pe Linux. Corect? Yeah, unable to install. Așa au zis? Da. Da. Installation in progress. Păi da, pentru că îl instalează pe altul, dar nu mi-arată frumos progresul instalării, știi? Deci trebuie să-l aștept până se... Ok? Oh, shit. Ok. Did not know that, though. Ai văzut? Yeah, you're welcome. Da, e normal, adică tu poți să ai codul oriunde. Da, I know, dar no, depinde că societatea, you know what I'm saying? Like... Ai văzut? Scuze că m-am oprit, dar ai văzut ce scrie aici? Ia. Yeah. Pe Visual Studio, ăla full, ăla-i nașpa tare. Bă, dar nu acum eu sunt atât de hater că... Da, mă, dar de ce să nu fă... Codul meu îmi pare că e ca un fel de Sublime, in a way.
Da, e mult mai lightweight, trebuie să spui plugin-uri pentru chestii și așa, dar dacă trebuie să deschizi aia multe chestii deodată, e mult mai ok decât la IntelliJ care ți ia 500 de mega de RAM numai că îl deschizi, știi? Dar nu e mai ok decât Nano. I'm kidding. I mean... I know, bro, I know, I'm just like pulling your chain, ok? Bun, dar acum, următoarea clasă, deci după ce ne-am citit dataset-ul, intrăm în crearea mecanismului de machine learning, adică cutii negre de aici. În carcasă la noi avem o rețea cu neuroni, așa că o să deschid un nou tab. Ok, mamă, ce mă doare urechea de la cască, mă. Și acum, unitatea de... You have those nice drawings, use them. Ce, care, ce? Ale tale. Yeah, it's nicer. Where that? Stai să văd. Observ că n-am mai predat, am pus numai filme și muzică de când a venit vacanța. Bă, ce mișto e cartea. Păcat că e tradusă și super prost tradusă. De-aia ții în limba nativă. Yeah, I know, dar dacă atâta ai în carantină, ai găsit-o în bibliotecă și ai zis, bă, trebuie să o citesc. Și you know? Mi-am comandat niște cărți să-mi ajungă în fucking mai. So, yeah. Yeah, stop killing trees, man! Yeah. Unde eram, mă? Atât de... Yo, unde am? Ai făcut un pic de spam în vacanță, dar e ok. Hey, băi, tu ești... Băi, cât... Da, n-a fost spam, it's called quarantine life. I don't think that one is the one, but okay. Dacă... Tu despre care vorbești? Din ți-am trimis pe chat una, pe Messenger. Păi pe asta mi-ai trimis una. Și pe ți-am trimis două. Ok, stai că mă cașu. Tell me, are you ok? You ok? You won't be here. Pă mes, mi-a dat buz. Aia cu backpropagation, nu gen? Yeah, nu asta vrei să desenezi? Ca să explici layerele. Ba da, ba da, dar gen nici nu știam ce vreau să desenez, dar you foresaw it, yeah. Yeah, da. Tor. Ce culoare are părul tău acum, bă? Bă, eu nu înțeleg nou layout de la porcăria asta, bă. What the bleep is going on? Am să scriu Thor. Poate marți, poate joi. Bă, what's going on? Serios, doar atât arată? Nu știu ce... E lăsat să dai click în chatbox. Trebuie să dai click în chatbox. Aici? Și dă un space sau ceva ca să dispară chestia aia de sus în care faci new message. Așa, așa cum ar trebui să meargă. Aoleu. E foarte prost. Bă, da, deci it's the beginning of the end, I'm telling you, man. Deci o să iasă lumea masiv după. Dar și la tine ți-a făcut asta? Da, eu eram part of the beta program și am de mai mult timp și m-am obișnuit de acum cu toate prostiile. Deci erai din ăla de control. Da. Da, și știi ce fază stupidă face? Mm. Înainte când dai click pe o imagine, îți deschidea un overlay. Ah, da, știu. Acum când dai click pe o imagine, pare că e un overlay, dar te duce la altă pagină. Da. Bă, probabil gen, dacă scrii un comment la OBB să implementeze, știi? Dacă scrii un comment și dai click pe o imagine, îți spune, îți apare warning-ul ăla cu Are you sure you want to leave this page? Da, ceea ce e o prostie. Da, e o prostie. Eu sunt de acord. They say it's a feature, not a bug, dar eu nu cred. Da. I'm kidding. No, bun. Ok, so let's recap. Ok. Deci, un neuron, da?
un neuron are un array de weight-uri care corespund la fel de multe ca și X și de aici, corect? Plus un bias. Vă mai amintiți de bias-ul lupește? Eu. Yes. Puțin. Where is the bias? Păi, mă, ecuații lineare sau non-lineare. Era constanta de la final, așa e? Constanta, da, da, da. Termenul liber. Ok, yeah. Da? Bun. Și n-am decât getter, setter, am și output-ul, da? Output-ul unui neuron, da? Și ne amintim, Thor, zi-mi tu, care era formula? La ce? De învățare pentru un neuron. Un singur neuron. Păi aveam suma? X și... X. Suma X și... X, I ori weight-ul lui. Așa. Deci, suma. Da? Da. Și după aia? Ce faci cu ea? Deci asta se întâmplă în neuron, da? O bași prin funcția de activare. Vezi că știi. Deci aici am funcția de activare, da? Aia care era... O mai ții minte? Deci faci F de chestia asta. Yeah. Corect. Și îți dă o valoare între 0-1, da? Yep. De fapt, hai că e închis. Sau 0 și... Sau așa. Sau. Dar hai să zicem că e... 0, yeah. Așa. Deci, cam asta am făcut, da? Și atunci, noi ce am făcut? Avem layer-ul care conține un strat de neuroni. Deci, ce am vorbit până aici e doar un neuron și după aceea pe ai straturi, neuronii spuși pe straturi. Corect? Da. Yeah. Și se disting cele trei categorii de straturi de neuroni care îs... Andreea, poți să-mi zici tu dacă ești atentă? Într-o rețea neuronală, ce fel de straturi de neuroni am? Are you with me? Hai că mă uit pe ce scrie. Dacă pun o în alta. Deci, cum îți conectați neuronii ăștia, Thor? Fiecare neuron cu fiecare neuron din următorul layer. Deci, relativ la al doilea șir de neuron, neuronul ăsta trebuie să primească ca input semnal de la toți, absolut toți neuronii din layer-ul anterior, corect? La fel yeah. Și următorul. La fel și următorul. Da? La fel și următorul. Și toată lumea îi se numește Fully Connected Neural Network, da? Din acest punct de vedere. Și pe fiecare edge din ăsta ai un weight. Deci asta e ideea, că intră într-adevăr același mesaj în toți neuronii, doar cu ponderi diferite, corect? Corect. Și după aceea la fel, de aici, din toți neuronii de aici, intră în fiecare de aici și... Iarăși aici. Iar de aici, tot așa, să zicem. Oricum, arhitectura mea e bullshit, că n-o să ai din 2 în 3 neuroni, whatever. Și aici iese rezultatul. Da. Păi, da, ca în orice sistem, Andreea, îți... Trei regiuni, nu? Ca să intri în România, ce, din exterior, trebuie să treci pe la graniță, da? Deci, nu? Și atunci ai
un țesut epitelial, ca să zic așa. Deci stratul ăsta de aici este, se numește input neurons. Că pe aici intră inputul, da? Stratul de aici se numește output neurons. Corect? Și atunci ăia din interior, ținând cont că am o cutie neagră despre care am vorbit. Nu, că am văzut că am o carcasă. Hidden neurons? Hidden layers, corect. Deci le zice hidden că într-adevăr tu ai o cutie neagră pe care nu poți să vezi, care face magie pe acolo, gen tu îi bagi acolo date de antrenament, el în timp îți dă rezultate din ce în ce mai bune, corect? Deci, dacă ar fi să ne uităm aici, în cutia asta, dacă deschidem cutia, o să vedem ceva de genul ăsta, corect? Ați văzut cum arăta primul perceptron? Ia fi atent. Băiețașul ăsta l-a făcut, în 1958. În poza aia pare că are 14 ani sau ceva gen. Da, super tână. Păi, oamenii nu mâncau atâția hormoni, bă, din pui pe vremea aia, știi ce zic? Oh my god. What? 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 Oh my god, what? Mama. That doesn't make her wrong, though. Yeah, but nagging like that. How is that nagging, bă? Ce ți-am... Eu nu ți-am zis, nu mai mânca din aia, că nu știu ce. That's nagging, ok? Deci trebuie să înțelegi că acum a apărut o mișcare care susține că ei au dreptul, dacă vor, să moară de coronavirus. A, înțelegi? Da, dar deci... nu știi, bă, că erau... Da, mă, da, erau ăia care ziceau că... ăia deci tăiau membrele, știi? Știi că erau unii care își tăiau de bună voie membre. A, da, e ceva boală psihică când credeau că trebuie să fie disabled, așa că se da, făceau singuri da, disabled. Da, da. Oh my fucking god. No, deci uite-te cum arăta, deci ăsta, acesta este perceptronul. Așa arăta. E un circuit sau ce se întâmplă aici, nu? Da, da, da. Și s-o, alea toate acolo în mijloc e sfire, de fapt, nu? Da, da, uite, îți spune aici. Awesome. Pretty cool, ha? Știi și la final și inversez două. Păi, da, da, îți dai seama, man, că, da, nu știu dacă toată lumea își dă seama, dar gen, toate chestiile astea software or pleca de la niște arhitecturi hardware, mă. Păi, normal, că prima oară trebuie să faci mașinării care faci chestia asta și după aia acum general purpose computer și faci ce vrei cu el. Exact, ai niște porți logice și după aia faci ce vrei. Dude, it's impressive, I don't know, I like this. Gen, și calculatorul, cred că atunci când ai început să ne explici de AND și XOR și cum se combină, cream că începi să ne spui de arhitectura unui CPU și cum începe calculatorul, nu de perceptron. You know, păi, that's how you did it. Da, da, gen, ziceam atunci că, no, trebuie să înveți să mergi la rușile, ca după aia să înveți să înveți, știi? Deci tu înveți să yeah, înveți which acum. Yeah, very good. So, cool. Deci, aici, MLP-ul meu, da? Rețeaua mea, da? Are mai multe layere, fiecare are câte un... conține mai mulți neuroni. Și trebuie să știu câți intră. Da, bine, acum... aici ce stabileam, mai știți? În hidden? Poți singur un nivel. Deci am un singur nivel hidden, corect? La cum îl creez. Da. Păi hai să vedem unde îl creez. Aici, la initialize, vezi? Da. Deci țin o rețea foarte simplă din perspectiva arhitecturală. Adică am un nivel hidden în care zic așa. Deci la toate nivelurile trebuie să-i zici cât intră, cât ies, da? De fapt, cât ies și cât intră, nu? Pentru că la hidden layer o să... stai. Ba nu, cât intră și cât... Stai, what the fuck. Intră cât ăștia din input, da, da, da. Deci o să zici că ăștia să ia care ți intră și ăștia să ia care ți ies, corect? Da. Bun. Da. După aia am output layer-ul care reprezintă... legătura între hidden și output, corect, da? Totul stă în picioare. Astea sunt nivelurile, pentru că input layer-ul, de fapt, îți oferă datele către următorul nivel, corect? Yeah. Deci, basically, tu ai metoda add layer care nu face altceva decât să îți
pună în acest vector de layere cele două layere, de hidden și de output, corect? Uh-huh. No, și parametrii cu care o să ne parametrizăm noi rețeaua or fost numărul de neuron pentru input, numărul de neuron de pe stratul de hidden și numărul de neuron de pe stratul de output, corect? Și ce am făcut noi o singură tură a fost să creez propagarea forward, da? Adică hrănirea rețelei cu un băiețaș din setul de date, corect? Asta am reușit să facem și aici suntem. Andreea, ești cu noi? Bun. Și acum începem partea cu adevărat interesantă. Și anume, back propagarea erorilor sau propagarea înapoi a erorilor. Ok. Deci, ce se întâmplă când bag un feed forward step? Eu am inputurile X și ăștia. Ele se mulțesc cu weight-urile. Intră în primul nivel de în hidden layer, da? Se aplică funcția de activare pe layer. Iese pe aici, pe capătul ăsta. Iese tot timpul un număr între 0 și 1, iarăși se înmulțesc toate outputurile din nivelul hidden cu weight-urile corespunzătoare pentru fiecare dintre neuronii din layerul de output. Deci se repetă în mod recursiv același principiu, iarăși se intră prin neuronii de output, se aplică funcția de activare și obține pe fiecare dintre neuronul de output un output. Sunteți de acord? Da. Bun. Și acum ziceam că dacă avem 3 categories, cum aveam și la Iris, da? La datasetul Iris, o să zic că, bă, eu mă așteptam să fie 1 aici, 0 aici și 0 aici pentru că ar trebui să fie băgat în a doua clasă, știi? Înțelegi ce zic? Uh-huh. Ștefan? O să mai zici odată că s-au întrerupt. Ziceam că... dacă eu am 3 clase pentru clasificare, da? Eu aici da. La observed O0, O1 și O2 pe fiecare neuron, outputul de la fiecare neuron de pe output layer va reprezenta un număr de care zice gradul de apartenență la clasa respectivă, să zicem, știi? De exemplu, outputul ăsta zice, bă, e de clasa 0, e de clasa 1 sau e de clasa 2. Versus la ce ar trebui să fie. Și noi aici avem 3 posibilități. Ori 1, 0, 0 pe expected, ori 0, 0, 1, ori 1, asta. Nu, 0, 1, 0. Da? Deci da. Conform clase. Deci vei pune 1 absolut în clasa în care trebuie să fie și 0 absolut unde îi. Dar obtained values la început vor fi gen... 0, ceva, știi? Vor fi numere cu float, corect? Pentru că asta ți iese de pe, după ce activezi o chestie, nu? Ok, și trebuie să le faci niște gen rounding la ele, nu? Nu faci nimic. Păi asta e ideea. Că tu pentru pe fiecare neuron de pe output layer, tu vei avea o eroare. Corect? Da. Înțelegi ce zic? Deci, diferența în modul între O0 și expected 0 îți dă eroarea pe neuronul ăsta, pe primul neuron din layerul de output. Pe al doilea neuron din layerul de output ai diferența între O1 și expected 1 okay. În modul și pe al treilea, care îți arăt niște double-uri pozitive, ești de acord? Da. Bun. Și ideea e că pe fiecare din neuroni ăștia trebuie să le reduci pe toate la 0. Ești de acord cu mine? Că înseamnă că îți dă da, ca să nu mai 0, 1, 0 sau aproape, gen 0,03, 99,8% și 0,11%, știi? Da. Tor, urmărești? Ești de acord? Yeah. Bun. Dar întrebarea acum se pune, eroarea asta... De aici, care există în ambele trei cazuri, într-o oarecare măsură, chiar dacă e 0,01, tot e o mică eroare, da? Din ce cauză a apărut? Păi asta n-ai de unde să știi. Ba ai, că asta trebuie să-mi răspunzi acum.
eroarea asta de pe primul neuron care iese aici, diferența de ce am, între ce am așteptat eu să obțin și ce am obținut de fapt, din cauza la ce îi diferită? Bine, poți să zici că e din cauza weight-urilor, dar nu poți să zici. Păi, bineînțeles. Care combinații de... A, în sensul ăsta am zis că n-ai cum să știi. Poți să spui și care? Okay. Poți. Poți să zici care o contribuit cel mai mult. Cum? Le modifici și vezi care sunt... Sau nu, păi stai. Dar de fapt știi care weight e cel mai mare. Dar nu-i vorba, dar nu-i vorba de aia. Stai un pic să vezi. Fii atent. Că nu aia îți spune, de fapt. Și aici o să fac eu un caca de desen de-al meu clasic. Deci, ia fi atent cum stăm noi aici, da? Deci, tu ai, să zicem, un neuron, atâta numai, în care ai X0, X1, W0, W1, da? Da. Bun. Funcția de activare aici. Output-ul, expecting-ul, da? Corect? Deci da, tu faci, da. Tu scrii așa ecuația, f de x0, o defalcăm ca să fie clar pentru toată lumea, x0 w0 plus x1 w1, da? Și aici nu mai luăm în considerare bias-ul, nu? Păi nu-l iau ca să pot să-l da, ar fi trebuit să-l iau, dar nu pot să reprezint în 4 dimensiuni, înțelegi? Că o să-mi iasă un graf. Și cu numai cu astea două o să-mi iasă un graf de dacă vrei, eu pot să bag un singur input aici și să-l pun pe ăsta bias, știi? A, nu, e ok atunci. Ideea e că ăsta, de fapt, e ou. Ești de acord cu mine? Ștefan? Da, da, păi, da, că e funcția care îți spunează valoarea, da. Ăsta minus e în modul îmi dă eroarea, e mare. Ești de acord? Da. Bun. Recunoști că, din nou, am mai purtat discuția asta. Ăsta e fixat, ăsta e fixat, ăsta e fixat. Andreea, ești de da. Acord? Da. Ok. Bun. Astea sunt vin din input, din dataset-ul ăla care e super important, da? Și atunci am da. Rămân astea constant. Două... Da. Care sunt de fapt parametrii la eroare, ești de acord cu mine? Da. Deci devine clar că eroarea este o funcție de weight-uri. Ok? Ok, da. Bun. La fel ca și cum din cauza asta ai putea scrie că F-ul e doar o funcție în două dimensiuni de weight-uri. Ok? Corect? Da. Bun. Și atunci, am observat că, fiindcă e vorba numai de un modul de la o funcție din care scade o constantă, forma generală a graficului lui E se aseamănă cu forma generală a graficului lui F. Corect? Da, păi, da, că tot timpul scade aceeași. Bun. Și atunci... Doare. Înseamnă că, deci, graficul, astea sunt funcțiile cele mai normale, mai uzuale de activare, da? Poți să-mi spui ceva despre ele? Ce formă au? Cum arată? Exact de... Păi, da, dacă te întreb ceva legat de o funcție, ce o să-mi zici? Că e crescătoare, descrescătoare, că concavă, convexă, derivabilă, continuă, chestii de astea. Exact. Da. Ok. Începe cu, monotonia. Păi continui funcțiile toate astea. Eu încă nu înțeleg. Asta ne interesează. Okay. Toate arată okay. Ca și o comă de deal. Pleacă de la 0 din da, 1 da, da. Sau de la minus 1 și, și ajung la ceva mai mare. O tranziție mare. Care tinde la 1. Sau de la minus da. 1 la 1 sau de la 0 la 1, da? Da. Corect. Deci, și ideea e că dacă orice funcție aș avea eu, fie că mere întrepte, fie că mere smooth, e ca și un relief care îi câmpie la zero, urcare, într-un anumit fel, ori bruscă, ori treptată, liniar, ori treptată, frumos, smooth, sinus, adică logistic, până la 1, unde iarăși am câmpie, corect? Da. Bun. Aia înseamnă că
Pentru mine. What? Cum? De ce nu pot să adaug o imagine? Cred că nu are și funcționalitatea asta. Ok. No, bun, hai că deschid aici. Nu poți să dai file și place. E, I don't know. Dar oricum, okay, îl pun așa ca țărani. Ok? Deci, da. Ideea e că la funcția, asta este funcția sigmoid, am mai vorbit despre ea, da? Dacă folosim da. F de X, F de alfa, ca să zic, ca fiind 1 supra 1 plus E la puterea, la puterea minus alfa, da? Asta era, nu? Da. Dacă folosesc pe asta, cu, să zicem, X0 îi 3, ăsta la altul e 4 și ăsta la altul e 7, trebuie să mă credeți pe cuvânt că am făcut aseară graficul ăsta, îmi dă, unde era, mă? Unde l-am pus? A, l-am deschis, așa. Așa, îmi dă graficul ăsta, da? Ok? Da. Deci, uitați că am pus aici ecuația, e 2, 3 și 7, whatever. Înțelegi ce zic? Da. Ok. Bun, Tor, mă crezi? I believe you. No, bun. Și acum, ținând cont că acum eu am bulănit niște weight-uri aici din buzunar, da, le-am dat random, eu mă aflu fixat într-un punct, da, într-un punct aici undeva, da, aici mă aflu, undeva unde nu sunt la zero, corect? De ce? Pentru că înălțimea de pe OZ, de pe axa asta albastră, e de fapt cât e valoarea lui E de W0, W1, corect? Da, ok. Andreea? A, a ieșit Andreea. Ok. Andrei, ești tu cu noi? Da. Ok. No, bun. Și ideea e că eu trebuie să știu de unde e Hantătaru, cine a contribuit mai mult, știi? Cine a contribuit dintre ăștia cel mai mult? Deci eu o să aici. Aici e planul W0, W1, ești de acord cu mine? Da. Deci aici am axa W0, aici am W1. Eu îs undeva aici cu eroarea. Deci ăsta, punctul ăsta e de fapt E mare de W0, W1. Și eu îs pe coamă de deal tridimensională, dacă asta e forma funcției. Am mai vorbit despre chestia asta, da, dar recapitulăm. Și atunci, da. Ok. Stai că am mâncat și ceva. Bun. Liniștit. Îți dai seama că vreau să ajung în zona asta. Măcar pentru cazul ăsta, să găsesc acele weight-uri, nu? Că eu, dacă mă deplasez de aici, pe suprafața asta, funcție, stânga-dreapta și în jos, adică pe un vector de deplasare încolo, care de fapt poate fi descompus pe mișcare laterală și în față, corect, pe axe. Da. Eu o să mă deplasez de undeva sus și eu vreau să mă duc pe gradient, adică gradul de înclinare al pantei, până ajung în cel mai apropiat punct, care are valoarea apropiată de 0. Că atunci eu reduc eroarea. Are sens? Da. Bun. Vreau să fac asta cu minimul de deplasament pe W0. Deci clar, o să trebuiască să ajung într-un alt punct din perspectiva lui W0, să zicem W0'. Și din perspectiva lui W1, să zicem W1'. Ok? Da. Aia înseamnă că pe W0 trebuie să îl modific cu un delta plus sau minus, whatever, un delta W0, astfel încât să ajung unde trebuie să ajung, și pe W1, la fel, trebuie să-l modific cu un alt delta W1, ca să ajung unde vreau să ajung. Sunteți de acord? Tor. Da. Yeah. Bun. Deci, eu dacă fac două proiecții în punctul ăsta, una paralelă cu planul ăsta de aici, vertical așa, alta cu un plan vertical așa, perpendicular pe ăsta, ce obțin pe ambele planuri?
Deci aici o să obțin ceva de genul bla bla bla, o formă așa. Și pe ăsta altă obțin tot o formă asemănătoare. Ah, tu zici proiecția curbei alea pe... Păi nu e o curbă, okay. Că e o, da. O suprafață. Da, deci, mă rog. Deci stai da. Dealul vertical cu un plan așa și după aia unul perpendicular. Mm. Ok, bun. Și acum faci ceva derivate pe acolo. Și... Păi asta spun, ce reprezintă chestia asta? Deci această supra... deci eu o să am două proiecții care arată ceva de genul ăsta. Una e așa și aia la altă, păi tot așa, numai altfel. Păi așa să zicem. Deci, dacă the same but different, but still the same. Deci ăsta de aici e ăsta. Mm. Ăsta de aici e ăsta de aici. Ești de acord cu mine? Tot. Da. Tor. Yeah. Ok. Și acum, eu ce fac? Pe fiecare din astea eu trebuie să știu cât să mă duc. De aici sunt, aici îi, stai un pic, ăsta e W0. Deci poți pe... să legi o altă culoare. Yeah, sure. Hai că zic. Ăsta e W0 e cu roșu, deci o să fie ăsta de aici. W1 e cu albastru, deci o să fie planul ăsta de aici și eventual ăsta de aici, ok? Ați înțeles? Da. Bun, deci, ăsta e W0, hai că schimb pe roșu, da? Deci aici sunt eu, în punctul W0, da? Și eu trebuie să aflu punctul W0 prim. Ok? Ești de acord? Unde okay. Se aplatizează graficul ăsta, 1D aici, nu 2D, știi? Da. No. Pe ăsta la graf, eu îs în punctul W1 și vreau să mă duc în punctul W1', da? Ca iară să se respecte aceeași condiție, da? Da. De fapt, eu ce fac e să, să văd cu cât trebuie să mulțesc versorii de pe... Nu? Versorii îs... Ăsta... Stai, așa era? Nu, ăsta e, ăla e roșu. Versorii de deplasare. Deci cu cât trebuie să înmulțești? Știi? Scalarul cu care trebuie să înmulțesc vectorul care să zică cât să mă duc la dreapta și cât să mă duc în față. Corect? Da. Corect. Și astea rezultate îmi dau de fapt direcția mea de deplasare, de da drumul în pantă jos, care mă duce tridimensional de fapt. Ok? Trei culori, okay. Cunosc pe lume. Cunosc pe lume. Ok. Bun. Ați înțeles ideea? Ideea da. E că în ambele contexte am o chestie. Gradul de inclinație a pantei. Ești de acord cu mine? În ambele, sunt diferite gradele, panta e diferită, ești de acord cu mine? Da, se vede, e vizibil. Bun. Și atunci, da, eu mă pot duce, deci dacă eu mă duc, să zicem, mai la dreapta un pic și accentuez pe partea asta albastră, e mai ineficient, pentru că voi face, voi ajunge la zero pe o distanță da, mai greu. Da? După mai mult timp de dus, ok? Dacă în schimb îmi dau seama că panta e mai abruptă pentru celălalt weight, corect? Deci pentru ăsta, eu o să ajung mai rapid dacă mă focusez, îmi imprim mai mult importanța pe weight-ul respectiv. Ești de acord cu mine? Da, și deci, înseamnă că ăla influențează mai mult. Exact, deci el zice ah, okay. Cum mă duc, deci ideea lui, super mișto. Deci what? Tu miști stânga-dreapta, vectorul ăsta de aici, stai că fac cu galben, în funcție de ce important să-i dai stânga-dreapta, ca la săniuță, știi? Da. Ce nice e asta, holy fuck. Tor, ești ok? Înțelegi ce zic? Deci, eu dacă înmulțesc vectorul roșu cu un număr mai mare, să zicem, da, îi dau o importanță mai mare, înseamnă că mă deplasez mai spre dreapta, cum mă duc jos, nu? Dacă înmulțesc cu mai mult vectorul albastru, înseamnă că ghidez săniuța mai către stânga, față de direcția mea de deplasare în jos. Înțelegi? Dacă eu stau pe săniuță și îmi dau drum cu capul în jos, înainte, importanța, weight-ul, da? Înțelegi ce zic? Yeah. No. Și eu vreau să găsesc acea combinație care să mă ducă pe calea cea mai scurtă până la punctul ăsta de aici. Are sens, Ștefan?
Da. Deci să știi cu cât să... Acum am înțeles, cu desenul am înțeles. No. Bun. Și ce înseamnă gradient? Păi hai să luăm desenul ăsta și să-l mai... Am mai zis-o, dar o zic încă o dată să fie clar, da? Am o pantă de deal. Eu sunt pe panta de deal în punctul ăsta, da? Să numim X punctul ăsta. Panta de deal e F de X. Continuă pe orice, pe R, nu ridic pixul de pe foaie când o fac, stric crescătoare, whatever, da? Derivabilă. Bun? Și atunci, da. Panta mea, deci gradul de înclinație, e logic, da? E dat de cât urcă pe înălțime versus supra cât mă duc pe lățime. Cât avansează pe... Da. A.K.A. derivata. Înțeles? Nu mai intru în detalii, că am mai explicat-o pe asta, da? Restul lumii, da. Sunteți de acord? Ați înțeles ideea? Andreea, Ana, Bogdan? Da. Paula! Da. You're dead. Here. Am avut probleme cu netul. I'm sorry. E ok, da, le-am înregistrat. Ce ai făcut? Super. Merge acum pe cablu. Pe cablu? Ok, da. Am mai pățit deodată. Cu voi am pățit aia de eram pe Wi-Fi și s-o bușii rău de tot. Nu mai știu. Nu. Ok. Și atunci, eu ca să văd care-i panta de deplasare pe semiplanul ăsta roșu, da, pe planul roșu, de fapt, ce o să zic? Cine-mi zice? Ce o să trească să calculez ca să aflu gradul de inclinație al pantei? A.k.a. gradientul. Faci derivata aia ca să vezi. Deci nu? Derivata lui E, care e o funcție de W0 în două, în două variabile, da? În da, o derivezi după W0. W0, da? Da. Și... Și trebuie să fie și între niște puncte, îmi imaginez, adică... Păi, da, da, păi, în ce, adică, la ce te referi? Adică, cel puțin cum era în desenul ăla, era un plan super mare și nu trebuie să știi peste tot, numai până la primul punct în care atingi zero și punctul în care te ești tu. Păi, ideea e că, ce zici tu, raportul ăla, îi cu delta mare. Eu trec la limită când punctele sunt foarte apropiate în punctul ăsta. Și atunci derivata, okay. Deci asta mai discutăm, hai că discutăm încă o dată. Deci ideea e, dacă eu iau punctul ăsta. Ok, să mă uit din nou pe ăla trecut când am... E ok, e ok. Deci am punctul X. Aici eu mișc X-ul un pic cu un plus un delta X. Ești de acord? Stai că mi-ai blocat imaginea și nu văd unde scrii. Pe OX. Ok, gata, te-am văzut acolo, da. Bun, și el urcă atunci când... Îi aici, el e pe verticală, aici mă aflu la f de x, da? Și, bineînțeles, fiind funcție crescătoare, când mai bag aici, ajunge pe un punct f de x plus delta x. Ești de acord? Da. No, bun, și am mai vorbit de ecuațiile astea, dar le repetăm, că vreau să fie clar la toată lumea cât de simplă e chestia, da? Și atunci, eu vreau să aflu înclinarea în triunghiul ăsta, adică tangenta unghiului ăsta, dacă tu vrei, da? Sau panta dealului, corect? Înțeles? Da. Și atunci, formula îi cateta opusă pe cateta alăturată, da? F de x plus delta x. Fără f de x. Corect. Fără f de x. Supra. F de, supra x plus delta x. Deci mișcarea pe verticală, supra mișcarea pe orizontală. Simplu? Orizontală, da. Bun. Da. Ok. Ăsta x și cu, cu minus x să duc și îmi rămâne delta x-ul. Ok? Dedesubt. Ok. No, bun. Dar trebuie să recunoști că delta x-ul ăsta e arbitrar luat, corect? Pentru că dacă eu luam, panta mea mergea un pic așa. Și eu luam un delta X mai mare, undeva aici. Mm-hmm. El era undeva mai jos decât liniar, da? Că n-am o ecuație liniară. Și atunci, dacă luam un delta X mai mare, îți dai seama că era vorba despre cu tot și cu totul alt raport. Și atunci întrebarea se pune, bă, care reprezintă de fapt în punctul ăsta înclinația pantei? Că îți dai seama,
în punctul ăsta, altuia are altă inclinație panta, nu ești de acord? Uh-huh. Un pas mai încoace are altă inclinație. Cum definești matematic punctiform inclinația în punctul ăla? Și atunci tu vii și zici așa, ok, hai să notăm delta x-ul ăsta care reprezintă deplasamentul față de punctul inițial, hai să-l numim K, să zicem, ok? Care ajunge numai aici, deci se redenumesc astea și zic, îi f de x plus k minus f de x, adică deplasarea pe verticală, corect? Deasupra k. Supra k, ok? Și eu zic așa, bă, deci presupunând că facem un punct fictiv, aproape peste punctul ăla, numai nu-i ăla, da? Adică asimptotic egal cu ăla, dar nu-i, adică limită din șmecheria asta, când k tinde la 0, ești de acord cu mine? Adică k fiind distanța între punctul teoretic și punctul real. Da. De-abia atunci ajung să aflu care e valoarea reală. Deci când țâp limita asta la 0. Corect? Da. Bun. Deci ce spune limita asta? Zice, selectând un punct teoretic apropiat asimptotic de punctul tău real și calculând pentru acest punct limita acestui raport de scăderi, care, fii atent cum se numesc, deci ce reprezintă numărătorul la fracția asta? Deplasarea pe? Verticală. Adică ai putea zice că e delta mare F. Ești de acord? Adică diferența de valori ale funcției din codomeniu. Știi? Da. Și jos ai delta X. Ești de acord cu mine? Adică diferența pe domeniu. Da. Bun. Dar dacă tu treci la limită către 0, delta-urile astea se înlocuiesc cu niște delta-uri infinitezimale. De genul, ăsta e delta mare din alfabetul grecesc și va fi înlocuit cu delta mic ca să sugereze că sunt foarte, 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 foarte mici diferențele, corect? Ok. Și la fel și ăla de dedesubt. And boom, ai notația pentru derivat. Da? De ce nu ni s-au explicat astea acum 2 fucking ani? No, man, eu le-am învățat. Adică asta are atât de mult sens. I know, dar e mișto. Stai să vezi că nici n-am început, man, dude. Ascultă-mă. But wait, there's more. Pentru că asta e numai pentru un amărât de perceptron. Să vezi când facem chaining de derivat. Așteptați-mă o secundă. Ok, deci are sens chestia asta, dude. Da. Extrem de mult. Thank you. Good. Și atunci eu calculez derivata în raport cu W, că la se generalizează pe mai multe dimensiuni pentru că am zis de ce. Dar sper că e clar de ce am spart vectorul ăsta de deplasare pe cele două dimensiuni. Bun. Și acum am derivata lui E, care iarăși e în funcție de W0, W1, numai că acum una rămâne, știți voi cum se fac, da? Una e constantă, acum aia e singura variabilă, bla bla bla, bla bla bla. W1, ok? Da. Bun. Și acum, astea niște numere, corect? Da, evident, e valoare la final. Cu cât numărul mai mare, cu atât e mai bine? Nu trebuie să fie cât mai mic, că înseamnă că cu ăla ajungi mai repede? Nu, cu cât e mai mic, cu atât... Păi bă, e tangentă. Gen, dacă tangenta se apropie de zero, cu atâta stai tu bine mersi acolo și te prelinși foarte încet. Da. Tor, ești de acord? Deci cu cât te apropii mai mult de verticală, cu atâta ești like, wow! Deci e bine. Mm. Corect? Da. Bun. Ok. Și acum, ideea e că, ok, tu ai obținut rata cu care te muți, știi? Dar acum, rata asta e un număr miculuț acolo. Trebuie să-l muțești cu scalarul care să zică cât să te duci încolo, înțelegi? Deci tu ai înțeles acum cu cât, dar în funcție de cu cât înmulțești mecheriuța asta, cu atâta te duci mai mult raportat la rata respectivă, știi? Deci tu clar o să cobori pe asta. Da, îți mai trebuie să mulțești cu ceva aici. Înțelegi ce zic? Da. Ok. Și o să vedem cu ce imediat. Ok? În primul rând trebuie înmulțit cu un factor
un learning rate, factor de învățare. Ok, am vorbit despre asta. Poți să pui o altă culoare pentru el, că galben nu-i prea... Da. Am vorbit? Verde. Mhm. Ăsta e verde, bă? Nu știu. I don't want to get into this debate, culorile. It's just... Okay. If it's close to green, it's green. Okay. E verde kaki. Bine că nu e ăla... turcoaz nud. I don't know. Și ăla nu e roz, e somon, știi? Da, acum am urmat să zic. Ok. Actually e coral, dar ok. Oh my god. Man, deja îmi pierd un pic cheful. Nu știu de ce. Ok. Deci, ce ar însemna factorul ăsta? Deci, am mai vorbit despre chestia asta. Pe principiu că you cannot teach an old dog new tricks, ok? Deci când rețeaua noastră de învățare îi tânără, factorul de învățare îi mare. În sensul că tot ce zboară se mănâncă și tot ce zice orice fraier de la tine din cartier te trage în stânga sau în dreapta, într-o măsură mai mare. Ești de acord? Yes, și din păcate asta se aplică la toată lumea acum. Da, numai că... Fake news intense. Bă, deci m-am gândit la chestia asta și vreau să vă zic legat de chestia asta, bă. Deci oamenii filozofi au început să gândească cu adevărat când băiețașul ăla în sandale a zis oida uc oida. Adică știu că nu știu nimic. Tu îți dai seama ce breakthrough a fost chestia aia, frate? Dacă toată lumea de pe net ar sta și s-ar gândi că de fapt să se gândească la cât de puțin știm de fapt și să nu se bată cu cărămida în piept că eu știu adevărul absolut and shit like that. Știi? Dar dacă faci exercițiul ăsta, I mean, ar fi mult mai ușor de distilat fake news-ul de ălalalt, știi? Gen, trebuie să demontezi toate chestiile și după aceea să le reconstruiești din nou în sinele tău, ceea ce e super hard. Numai că nimeni nu mai face și confirmation bias, mai multe chestii sunt aici, știi? Păi, confirmation bias, the Dunning-Kruger effect, sunt mai multe chestii care corect, influențează. Corect, dar cum a zis Mark Twain, băiețașul ăla, șmecher. L-ați citit, Mark Twain? Nu cred. Nu prea am citit Tom cărți la viața mea. Huck Finn, un iancheu la curtea regelui Arthur. Nope. Băi, dude, holy smokes, I mean, like, 90% of my childhood. Holy shit. Eu am citit numai când eram super mic, gen 1-4, și am citit like, păi Legendile Olimpului și la... Gilgamesh și chestii mai de-astea. Da, dar tu ai citit Gilgamesh, eu am citit Gilgamesh the uncensored version. Păi cred că era uncensored, că era pretty violent ce se întâmpla dar pe acolo. Dar nu, de ăla de, like, procreare, interbreeding species and shit. Oh, God. Nu, am într-o generație. Deci eu am o carte în care erau textele inițiale, gen scientific book, știi? De-a lui maică-mea sau de-a lui și am citit, deci eu am citit Gilgamesh. Holy smokes, man, deci tu nu știi cum era chestia aia, dar oricum. Enkidu, my brother, we hunted lions together. Știi că așa când a murit Enkidu a scris aici zace Enkidu cu care am vânat lei. How badass is that, man? Like, come on. Like, the level of toxic masculinity right there, you know? Yes. Ok. No, deci ideea cu learning rate-ul, hai că iar am divagat în dulce stil, ca zic, scuze, Ptor, nu mi-am dat seama. Chiar nu mi-am dat seama. It's a disease, man. Yeah. It's a double-edged sword. Acceptance is the first step, right? Da, cred că da. Ia, bă, și gara, oh my god, acceptance e ultimul. Acceptance e de bine, eu mă gândeam că e ceva rău. Oh my god. Oh my god, ce fraier. Scuze. Ok, deci, learning rate-ul ăsta, la început, e mare în sensul că orice vânt te bate în orice direcție, corect? Și... Te muți foarte, deci gândește că weight-urile astea, vă mai amintiți care erau ideea? Că tu aveai o dreaptă pe perceptron pe care o tot mutai stânga-dreapta cu weight-urile astea. Era ecuația dreptei și o tot oscilai, da? No. Gândește-te că la început oscilațiile sunt mai mari ca amploare, nu? Că lași importanță să te muți delta-urile față de care miști weight-urile sunt mai mari ca să
dai impact mai mare în, cum să zic eu, training data-ului, știi? Mm-hmm. Numai că în timp, yeah, learning rate-ul ăsta se scade, corect? În sensul că, bă, nu mai ești susceptibil la toate prostiile. Poți să aveți experiență. Ai experiență, exact. Și pe baza experienței, îți dai seama că nu tot ce zboară se mănâncă și n-o să, o să te duci treptat, treptat, doar înspre zonele care cu adevărat îți dau per total un gain. Da? Are sens. Deci, da, vă mai amintiți de simulated annealing? Bă, nu ziceți că nu vă mai amintesc, că doar am vorbit. Eu am lipsit la cursul ăla, sadly, și n-am făcut încă să mă uit la video, dar promit că mă uit. Tor, ultimul l-am văzut, ultimul curs, dar asta nu. Tor. Hello. Îți mai amintești de simulated annealing? Ana, Andreea, vă mai știți când am vorbit? Da, dar nu mai știu ce înseamnă annealing. Annealing era cu bătutul metalului. Era ideea că bați la o temperatură mare și după aceea treptat, treptat scade agitația particulelor pentru că tot scazi temperatura și aveam ecuația aia. Chiar la început când vorbeam, mai țineți minte? În primul lab, da. Da. Deci am vorbit, știi că erau metodele alea clasice de am dat noi parțialul ăla, după aceea am început să șmecherim un pic mai mult, aveam chestia aia de, era hill climbing, mai știi că era chestia aia de urcat pe culmi. Și după aia am îmbunătățit hill climbing-ul cu simulated annealing și tabu search. Și simulated annealing-ul zicea că avea o temperatură și puteai să alegi să și cobori din când în când pe chestii mai nașpa pentru tine ca să ieși din minimele, din maximele locale numai, știi? Mai țineți minte? Da. Și șansa cu care alegeai o variantă mai proastă, iarăși scădea în timp la fel, pe principiu că deja învățai mai bine să nu fii susceptibil la tot ce zboară se mănâncă. Îmi amintesc acum, așa era ceva ca un triunghi proiectat pe ceva, nu? Sau îmi amintesc eu greșit? Triunghi, nu mai știu. Bă, nu suntem cu iluminate aici, bă, termină. Okay. O să zici că și delta-ul ăsta e nu știu ce, come on. Ok. Îi pune un punct în mijloc și după aia iluminati confirm, gata. Oh, Doamne. Ok. Deci asta vreau să zic, că e același principiu ca, în care în timp rigiditatea ta crește, da? Mm. You get to boomer mode, în care tu știi mai bine, înțelegi, spune el ție ce să faci. Înțelegi? Îți împui punctele de vedere asupra păi altor oameni. Deja ai trecut prin multe, mă, și crezi că experiența din spate, știi, e un argument în plus să nu te mai schimbi. Ceea ce poate e bine, poate e rău, nu contează. Cert e că you cannot teach an old dog. It's bullshit. Bă, e bullshit, dar it's a fact of life. You'll get there eventually și o să fii tantea care aruncă cu apă pe aia de jos care se joacă. Oh my fucking God. Deja sunt, like... Și le arunci cu apă în copii. Tantea care bate în calorifer când fac eu duș dimineața și când. Eu zic ca să mă acompaniez, dar nu cred că de aia e. Ok. Deci ați înțeles chestia asta cu factorul de învățare? Da. No, bun. Și după aceea, eu mi-am updatat weight-urile pe bază la chestia asta. Ați înțeles ideea? Ok, that seems like a lot of computing to do pentru chestia asta. Care, bă? Care e complicat? E doar o funcție. Deci, bun, dar ca să implementezi, zic. Păi care era derivata F derivat ăsta? Mai știți? Acum ne zici că e ceva super simplu. Dar, bro, am vorbit data trecută de el. Pentru funcția asta, mă. Pentru sigmoid. Minus 1 plus R la minus al. O, Doamne, dar e mult mai bine. Da, dar mă, nu ne-am uitat că am făcut. Ne-am uitat pe un site care explica că ajungi să fie F de alfa pe lângă 1 minus F de alfa. Eu nu mi-am amintesc nici uitat la așa. Am să mă uit din nou la video pe eBay, missed it. Da. Bă, oare am făcut și cu altcineva chestia asta? Stai să mă uit dacă am făcut. Eu așa țin minte, mă.
nu, știu când am făcut, man. Când am... stai un pic. Să... Deci zici că acum e episodul ăla în care recapitulăm ce am făcut. Știi că sunt seriale, e episodul ăla când... Previously on. Ăla, da, nu, e ăla, mă, că tot timpul când intră în pană de idee, ăștia fac un de la recapitulativ cu ha-ha-ha, faze de alea de nostalgia factor, cu ce s-a întâmplat nu știu când, știi? Uite, ăsta e implemented the perceptron. And then I'm gonna push back. Când am implementat perceptronul, mai știți? Da, eram acolo când am implementat, dar nu mi-am inteles de chestia asta. Da. Test. Că îți zic. But instead... Probabil era la laboratorul ăla... Into this. Dinainte. Din săptămână cu Big Fight. Oh, I'm gonna... Nu mai știu, man. Dar gen... Știu că am intrat și am... So why are... Am vorbit... Că v-am explicat... Cred că voi era, nu? Implemented așa, AI course. Ăsta ar trebui să fie atunci. I have... This earth... O secundă. That's why they made that movie with 50. My result doesn't add up to... Ah, cred că aici e. For 1 plus... Somewhere in the same order. ...minus x. ...is 0. Da, aici intră pe site-ul, nu? 0 wasn't the optimal solution. Well, you... I can... And now the angle is... Uite, v-am zis că am făcut și asta, ce am mai discutat-o încă o dată. Da. No. The steepest approach. Știi, deci nu știu chestia asta. Când m-am uitat la cursul ăsta, m-am uitat la 2 ore și 20 de minute din el. I'm sorry. Deci fix parte de la final. How do you want it to degrade to the sides, right? Dar nu spune că this is exactly did with information right now. I need to close some of this. You didn't tell us. Ah, second. Bă, da. Think of the two cases, right? Fact. Oh, doamne. Okay. Okay. So I'm going to say, please tell me. So you said it was a tangent, okay? So let's see how the concept of a derivative fits. Și la ăla altul n-am vorbit de gen, am intrat direct în implementare, mă. It's the same. Okay, so I'm gonna move it slowly, okay, so you can read it, okay? Eu v-am zis. Dude, we're gonna let it be, but let's try to... Nu mai știi că ne-am uitat de tot mutau termenii, come on. Okay. Nu mai ține tine. Tor, tu erai. So now we get this. To the power minus 2 times the derivative of that. Deci, da, cum îi zice, derivative of the sigma function. It talks about the derivative of the function, right? Yeah. With respect to x. Este așa un fel de efectul Mandela, știi? Derivative of this with respect to x. Pam, pam, pam. Este și film, chestia asta. Da, s-a făcut ceva film. Mandela effect. Then you apply... Nu știu cât are, 0.3 pe rotă tomatoes or something. Do you agree? Adică nu 0,3, 30%. Yeah. No, dar uite-te, drăgul, da, și taram! Here we go. Okay. Și, dar nu mai știi când ziceam de PDF și CDF și nu știu ce prostie, nu mai ții minte. So now we get this. No. I have no memory of this. This is very Mandela effect. Ok, da, you see? And then nici eu nu mai amintesc, sincer, și-am fost data trecută. Dar nu a fost data trecută, a fost... Right hand side, right into two equations. Acum două dăți când am făcut numai perceptronul. Că erau două zero, fete right? Cu care am vorbit, din câte știu. And then you have okay. To minus x here. Where you multiplied with what you have on the left hand side. It stands to reason, right? N-am obișnuit. Guys, știi? Acum e mai ok acum, de când ai schimbat microfonul. Ok, da, just confirm. Mie îmi spui, dar m-am uitat, bă, deci, doamne, ferește, trebuia să dau mut ca să pot să supraviețuiesc. Asta poți să asculti, nu? Ok, no, hai să continuăm. Deci, vă uitați pe site-ul ăsta și îi demonstrat acolo matematic de ce e așa. Ok? Da, ideea e că dacă tu vrei să calculezi, îți dai seama că derivata asta parțială e clar o sigmoidă aici într-o singură dimensiune, corect? Asta e că nu e culoarea care trebuie. Așa. Ești de acord cu mine? Deci e sigmoidă în one dimension. Aici iarăși e sigmoid în aia la altă, dar nu contează, tot sigmoidă e. Deci clar tu poți pe fiecare din astea să folosești formula asta. Ești de acord cu mine? Da. Pentru că derivata parțială a lui E în raport cu W0 e de fapt funcția asta care se calculează cu ajutorul ăsta, într-o singură dimensiune, corect?
Bun, dar asta e cumva lucky, între ghilimele, pentru că folosim sigmoid function, dar presupun că la alte funcții ar putea fi mai complicată chestia asta, nu? Tărar, da, mă, dar asta vreau să zic, că noi suntem băiețași și folosim numai funcții de-astea căcăcioase care au proprietăți faine. De ce crezi că, știi, de ce ai învățat de inele și de nu știu ce chestii cu proprietăți aparte în matematică? Ca să simplic, deci... Da, mă, în natură lucrurile sunt complexe. Adică în actual problem s-ar putea să nu iasă chiar așa. Păi, nu, că n-are legătură cu the actual problem. Deci tot ce vorbim noi aici e independent de ce date dai tu din problemă. Come on, think about it. Ok, nu, m-am exprimat greșit. Ce vreau să zic e că s-ar putea cu o funcție care n-are proprietăți așa de frumoase și mai greu de implementat să iasă mai bine overall, știi, gen să meargă mai rapid anumite lucruri sau să ajungă mai rapid la o soluție. Hai să vedem dacă e corect ce zici. Adică pe o funcție care arată așa, gen, o să poată să învețe ceva. Înțelegi? Cum? Deci, tu trebuie să ajungi, deci învățarea propriu-zisă dintr-o rețea neuronală se face tocmai pe principiu că tu ai o funcție drăgu care exprimă eroarea. Okay. Corect? Deci nu trebuie să ne gândim un pic invers de cum ai zis tu, adică, bă, dacă eu am un landscape de eroare cu crevase, zici că e suprafața lunii, da? By the way, ați văzut, bă, trenulețul de... Satelița yes. Elon. Yes. Și toate conspirațiile care au apărut pe seama lui le-am văzut. Eu nu, că eu sunt mai fericit ca tine atunci. Ok. Deci, dacă tu ai un landscape dubios, vezi că n-ai... Deci, prin landscape mă refer exact la chestia asta. Dacă tu ai un relief super dubaș, cum ai zis tu, o funcție mai complexă, care să nu știu ce, aia nu face viața mai ușoară, face viața mai grea din perspectiva mea aici, de acord cu mine? Pentru că eu aici, dacă te uiți din perspectiva derivatei, eu pot să mă duc tot timpul în jos, în orice punct aș începe, eu pe gradient descent, eu pot să mă duc în jos spre minim, corect? Da. Deci în timp, dând importanță mai mare, plecând de la un learning factor mare și după aia scăzându-l, pot să mă preling frumos pentru fiecare instanță. Dar trebuie să înțelegeți voi îi că eu am un landscape diferit, adică cu același gen de formă, dar parametrizat diferit pentru fiecare set de date de intrare. Dar, da, nu că astea sunt datele de intrare îmi dau forma asta. Dacă ăsta e mai mare, e mai nu știu cum. Dacă ăsta e mai mare, e mai nu știu cum. Astea controlează, de fapt, pantele pe OX și pe OY. Ești de acord cu mine? Și ăsta de... uite-te, ăsta controlează deplasamentul pe Z, da? Așa, uite, vezi cât, unde îs, că e sus, planul X sau Y e sub mine la vreo 6 și ceva, uite, vezi? Mă înțeleg ce zic? Da. Deci, dacă aveam alte date pentru o altă instanță, îmi arată parametrizat diferit, dar cam în același shape, dar cu alți parametri landscape-ul, deci va fi altă mâncare de pește, corect? Mhm. Ați înțeles ideea? Tor? E. Yeah. Bun. Dar eu, fixând o instanță, mi se dau datele astea de intrare. X0, X1, E. Astea se fixează și atunci am ecuația, ele devin coeficienți în ecuație și astea devin variabilele, da? Și rămâne variabila să fie W0, W1, care îmi dau landscape-ul ăsta, derivând după W0, după W1, aflu la care dintre ele e mai eficient să, deci cu cea mai, deci la ce mă ajută derivata? Să aflu ce modificare cât de mică a lui X aduce o perturbare cât mai mare asupra valorii lui F, care trebuie să scadă cât mai mult, corect? Da. Și tu, de fapt, ce afli aici e the minimum amount of displacement pe W0 și pe W1 coroborat, astfel încât să ajung cu minimul de deplasare, că asta vreau, nu? Ca să nu mă deplasez foarte tare față de ce aveam și îmi dădea bine cât de cât până acum, într-o zonă în care eroarea scade către 0. Corect? Și alea, delta W0 și delta W1 și alea sunt date tot random, nu? Și, delta W0... Păi, stai,
să le pun cu culorile specifice. Delta W0 menuț e exact ce am calculat aici, ăsta. Oh, da, domnule, un retarded, yes. Ah. Da? Și ăsta, ui, ăsta ce asta era ideea, da? Păi delta-urile, nu? Asta e delta. Avem impresia că W prim 0 și 1 sau alea, nu știu de ce. Nu, alea îs unde ajung, știi? Mm-hmm. Are sens? Da. Da. Andreea, ești ok? Ai înțeles ideea? E ok, Bogdan, ne înregistrăm să te uiți. Stai tu. Paula? Da. Bun. Și acum. Deci, ăsta e pentru un singur amărât de neuron. Problema e ce se întâmplă când avem mai mulți băiețași de genul ăsta. Și fii atent aici. Deci, eu am așa. Am neuron. Am obtained value. Am expected value. Am modulul dintre ele. Am eroarea, da? Și în neuronul ăsta, relativ la neuronul acesta de aici, am niște inputuri. Doar pentru neuronul ăsta, corect? Da. Bun. La neuronul celălalt de aici, am iarăși alte weight-uri. Observați că pe muchile astea, da, într-adevăr, de pe șirul ăsta de aici, vine informația, dar ceea ce contează îi cu ce înmulțesc eu pe muchia asta informația în mod diferit ca să-mi dea aici O0, E0, O1, E1, da? Ok? Da. Bun. Și șmecheria acum e să vedem de unde a apărut eroarea asta. Ești de acord cu mine? Deci eroarea asta a apărut din cauza, deci aici fac eroare alu E în raport cu W0, cu W1, cu nu știu ce, cu nu știu cum, și modific weight-urile pe muchea asta, asta și cu asta accordingly, da? Ești de acord? Da. Recunoști că modificând weight-urile aici, practic schimbă eu... Schimbă și la celelalte. Dar ce înseamnă că se schimbă și la celelalte? Înseamnă că am exact același context pe principiu. Înainte îmi dădea ceva, acum trebuie să dea altceva, nu? Da. Deci el îmi dădea ceva, eu am modificat weight-ul, îmi dă altceva. Ce se produce aici? O discrepanță între ceva ce ar trebui să dea și ceva ce dă, a.k.a. o nouă eroare. Și trebuie să dai înapoi și pe aia și de backpropagation. Da, și întrebarea lui, bă, dar care dintre laturile astea de la care au trecut prin layer-ul ăsta anterior o contribui și cu cât la producerea acestei discrepanțe backpropagate aici? Da? Și repeți procesul tot și așa. Și repeți procesul fiecare. Afectând ce? Păi tu afectezi prima dată toate weight-urile primului neuron de pe ultimul strat, după aceea toate weight-urile celui de-al doilea neuron de pe ultimul strat, toate weight-urile, până termin cu stratul ăsta, da? Asta ce înseamnă? Mm-hmm. Înseamnă că aici tu ai redus erorile pe toate laturile astea, da? În schimb, tu ai generat discrepanțe de eroare pe toate output-urile de aici, corect? Dar uite-te un pic, că tu ai două output-uri de aici. Observi? Pe ăsta, dacă le iei pe băiatul ăsta, tu ai niște, ai o eroare care vine de aici, o eroare care vine de aici, știi? Înțelegi ce spun? Deci, aici se complică un pic mecanismul erorilor, de backpropagare al erorilor, pentru o rețea cu mai mulți neuroni, ok? Mm-hmm. Da, are sens. Știi ce zic? Tor? Yeah. Deci tu obții... Păi și cum tratezi chestia asta că e mai... Păi acum urmează să vedem. Urmează să aflăm, nu? Da. Find out next week on Dragon Ball Z. Yeah, well, fiți atenți. Recomand. Andrew Nguyen. Mă știi pe băiatul ăsta? Nguyen, da? El a făcut Coursera. Și he's a very... enthusiastic supporter of machine learning and teacher of machine learning. Și dacă ne uităm un pic pe YouTube la backpropagation.
Cred că îl găsim frumos. Întrebe rupt. In a previous video we talked about helpers given the that's good. And so dot times is an element wise multiplication and compute the delta terms for the regularization. Stai, nu, numai o secundă, bear. Example is 5 units. In this case, 1 versus all men, our cost function is going to be a generalization of logistic regression, except that units in turn. And so you notice in particular that this applies to yk. Deci o să vedeți un hack care rupe, bă. Numai ăsta cred că e, da, ăsta e. In the last video, find as... Așa, deci fiți un pic atenți. N-au zis ce zice aici, nu? Hai că pun link-ul pe ăsta. Da, bă, deci this will be freaking awesome, right? Deci, hai că fac și eu exemplu despre care vorbește el, da? Deci, luăm o funcție simplă, ok? Deci am 3 parametri, A, B și C, ok? Și eu vreau, de fapt, să văd cum se derivează o funcție simplă, dar un pic complexă, da? Foarte puțin complexă, de genul. Pot să șterg asta? Da. Ok, deci am parametri A, B și C, ok? Ăsta aici, A, B, C, ok? Și eu vreau să ajung la o expresie J egal. Deci în partea dreaptă voi ajunge la o expresie un pic complicată, J egal o funcție de genul 3 pe lângă A plus B ori C. Ok? Sunteți de acord? Da. Bun. Și acum întrebarea este, cum calculez derivata lui J? Deci sunteți de acord că pot să scriu J ca fiind o funcție de A, B și C? Că astea acum, în cazul meu, sunt niște variabile. Ok? Yeah. Și vreau să calculez derivata lui J în raport cu A, care e cât de cât straightforward, derivata lui J în raport cu B și derivata lui J în raport cu C. Ok? Sunteți de acord? Da. Că așa aflu derivata în raport cu variabile primordiale. Doar că ei fac un mic hack care se numește computation graphs, ok? Pe principiu că eu pot să fac niște variabile intermediare care să modeleze mai frumos situația. De exemplu, B ori C îi de fapt U. Deci le împart pe operații binare simple, da? După aceea U plus A îi V. Ești de acord? Da. Și după aia J egal cu 3 ori V. Ok? Și fii atent cum facem. Ca să ajungem aici, mergem layer cu layer, ca să zic așa. Ați înțeles unde bat, da? Mergem layer cu layer, da? Și prima dată o să derivez J-ul în raport cu V-ul. Ok? Și dă 3. Și îl chemăm pe Adidespo să ne zică cât dă. Da? Mimul ăla nu se moare niciodată. Bă, trebuie să-i mulțumim la tipa aia, bă. Eu vă zic dumneavoastră pentru că vă respect. Da. Dar crezi că m-ai angajat cineva după? Bă, eu aș fi angajat dude, it's money in the bank. Să știu ia aia, bă. Tor, are sens că e 3. Da. Nu? Pentru că gen e 3... O formulă basic. Formulă basic, corect. Bun. Și acum... Zici Adidespot, nu? Și acum, dacă vreau să aflu raportul, derivata lui V în raport cu A, cât e? Deci V plus A. U devine constantă, A are coeficientul 1. Deci e 1. Ești de acord, Tor? De ce e 1? Mă, deci am expresia plus A. De aici. Deci aici mă uit. Relația dintre V și A e dată de ecuația U plus A. Corect? E. Bun. E.
Deci, recunoașteți că pot să scriu ceva de genul super cute. Delta de J, delta de A. And hear me out, da? Păi, delta de J supra delta de V ori delta de V supra delta de A. Yeah, quick math. How about that? Da? Equals 3 times 1. Da? Da. No, bun. Lucrurile se complică, dar foarte o țurucă numai un pic, când vine vorba de derivata pentru B și C, ok? Pentru că pentru a ajunge din V în B și C trebuie să trec prin U. Și atunci trebuie să calculez care e derivata lui V în raport cu U. Cine știe să-mi zică? Cine poate să vedea o vara după iarna grea? V în raport cu U. Cine nu spune niciodată nu. E atât de simplu. Păi tot 1, nu? Ha? Păi tot 1, pentru că... Tot 1, că e U plus A. U e ca și A, nu? Da. Deci U devine variabilă, A devine constantă, derivezi coeficientul lui U e 1, a.k.a. clar e 1, da? Da. Sunteți de acord? Da. Paula? Paula? Da, sunt de acord. Mulțumesc. Și zi-mi atunci la B, care e derivata lui B în raport, nu, lui U în raport cu B? Te întrerup puțin. Lui U în raport cu B? Da. Cine? O să fie C. Exact. Și la U în raport cu C e B. U în raport cu C e B, corector? Da. Elementor. Ai spus corector sau? Da, corector. Nu mi-am mintit, bă, că o să devin corector la admitere anytime soon și... Oh, man. Ok. Deci. Și admiterea e online anul ăsta, deci. Pe bune. Păi așa au zis, nu? Deci, what the fuck? Fii atent. Derivata lui J în raport cu B atunci, îi, derivata lui J în raport cu cine? Ziceți-mi voi. Cu V. V ori derivata lui derivata lui V în funcție de U, înmulțit cu derivata lui U în funcție de B. De, da. Da. Cum era meme-ul ăla, bă, cu Thomas has never seen so much derivation in his life. Că-i trenuleț, get it? Yes. Ăsta e relativ la B, corect? Are sens. Thomas and his friend. Da. Bum. Și cât e? Păi le știm pe fiecare, da? Numai le mulțim. 3 ori 1 ori C. Right? Yes. Deci 3 C. Și la fel, derivata lui J în raport cu C îi 3 B. Deci, ce învățăm de aici? Că valoarea uneia... Utilă și logica la ceva. Că doar asta e chestie din logică cu arbori de ăștia. Da, da, da. Menuț, dar observ cum au layere. Tu ești nebun și cum să... Da, știu, se potrivește super bine. La următorul exact ce facem noi. Înțelegi? Asta e o chestie de aia, știi, că gen... Treci o perioadă de timp și deodată face cineva o conexiune între două domenii care n-aveau nicio treabă și este o chestie super genială, știi? Că gen, exemplu, dacă puneai un programator, nu s-ar fi gândit. La box. Știi? E ca și când unești centurile la box. Faci una care îți vine așa pe tot corpul. No, bun. Ați prins șpilul. Nu-i mișto chestia asta. Mi se pare tare. Adică, it's easy. It's kind of straightforward, right? Pe principiu că pentru a te duce și a verifica, la noi ce ar fi? Îs weight-urile, știi? Pe bază la weight-urile astea și la derivatele weight-urilor de aici, toți poți să backpropagi să afli weight-urile de aici. Corect? Tot prin chaining. Da. Asta e șmecheria. Deci, uitați-vă la băiețașul ăsta că e super mișto. Computation graph with
goes up to 11.001 and so J. Welcome back. As follows, where Z la gradient descent. You can compute the derivative for sigma of Z. That's the next step in a computation graph. Uite, and then finally, Tor, vezi aici acum are X1, W1, X2, W2 și B-ul ăsta, care dă ecuația cu termenul liber. Again. So in just a group of the loss, and if you're familiar with calculus, și you can compute the derivative deci, for respect to the variable. Cum putem aplica noi chain rule-ul ăsta pe ce face neuronul, da? Exact. Ce avem noi, corect? Corect. Da. Deci, nu e cam acela, uite-te ce zice el. Că tu ai eroarea, după aia care e de fapt aplicarea funcției de activare peste Z-ul ăsta, da? E exact ce avem noi. True? True. Și atunci, calculăm prima dată ca să calculezi back propagation of error-ul ăsta, ce trebuie să facem la ce trebuie să facem noi pe un neuron. Deci noi pe neuron avem așa: sumă urmată de funcție. Aici îți dă eroarea, da? Și aici ai input-ul, da? Input. Nu așa ai, input sumă funcție output. Da. Bun. Și tu ai așa: j-ul tău e valoarea erorii. Da? Ești de acord? Da. Mm-hmm. Și atunci, ce trebuie să faci? Să derivezi funcția. Da? Deci trebuie să derivezi funcția. Corect? Mm-hmm. Și după aceea trebuie să derivezi suma în raport cu W-ul tău. Corect? Pentru că în cadrul sumei ăstea, dacă tu derivezi F ăsta în raport cu W-ul cu tărică, singurul care îi parte componentă din ecuația aia, care nu devine constantă, e W-ul respectiv, corect? Guys. Are sens. Că tu ai o expresie de genul x0, care e constant, W0, plus x1, W1 și așa mai departe, dar tu când derivezi funcția asta în raport cu WI, singurul care va conta va fi acel WI, el va fi, restul nu devin constante. Hei. Da, că sunt toate limbele. Păi alea nu se modifică, deci când faci derivata parțială în raport cu acea componentă, restul nu mai contează în raport cu acea componentă, nu? Like to Z? Da. This is equal DADZ, this turns out to be... Ar trebui să-ți ieși tu o tabletă de asta de desenat. Cred că aș fi la fel de simplifies to A minus Y. Dar și de mână scrie urât? Da, menuț. Gândește că ăștia m-au învățat să scriu cu dreapta în clasa 1. Și mi-au zis, scriu la fel de urât. În clasa 2 am fost campion la caligrafie, dar după aia it all went downhill from there. Ca și eroarea la noi. În clasa 2. Din anumite puncte de vedere, da. Pe mine a încercat să mă fac să scriu cu dreapta și nu le-a ieșit. Deci, ia, fiți un pic atenți, da? Sunteți atenți? Mm. Da. Deci el zicea că am eroarea, L-ul ăla, da? Și derivez în raport cu AU, care e de fapt aplicarea funcției peste Z, care e de fapt suma. Ok? Observați aici? Mm-hmm. Și atunci, ăsta e după aia mulțit cu DA raportat la Z. Ok. Care de fapt, uite ce zice, e A pe lângă 1 minus A. Oare ce e ăla? Ce fel de funcție folosește? Sigmoid, clasic, nu? Da, da. De ce crezi că pune sigma aici? De chiar vreau notații diferite și după aia, acum că ai zis că e sigma acolo, it makes sense. Okay. Ați înțeles ideea? Da. No, și în fiecare neuron, tu de fapt trebuie să calculezi treaba asta. Adică ținând cont că neuronul face o sumă, după care aplică o funcție, activează acea sumă, tu te duci înapoi cu back propagation of error și derivezi eroarea pe care o primești aici, că tu aici începi cu eroarea, da? Eroarea o derivezi
înapoi, faci derivata funcției ca să te duci înapoi ca să afli suma asta de aici și după aceea faci derivata pentru sumă pentru acea componentă despre care vrei tu să vorbești. Are sens, are logică toată treaba pe care o facem. Da. Deci, la asta folosește chain rule-ul ăsta, care, ca să-ți demonstreze că pentru un neuron, tu, de fapt, trebuie să derivezi în raport cu funcția, după aceea să derivezi în raport cu componenta de pe sumă pe care o ai tu. Și hai să vedem în tutorial cum e făcut. Unde l-am deschis menuț? Aici, nu? Nu. Exact lângă. Exact. Care, mă? Nu, nu, zic în ăla pe care am lucrat data trecută. Ăsta e. Corect. Ok, vedeți? Yep. Da. Așa. Back propagator-ul. Citiți o țărucă numai și îmi ziceți când ați terminat, da? Ok? Citiți ecranul până când gătați ecranul holla at me, ok? Ok. Very nice. Îmi place cum scrie assigning blame. And we remain high level, dar nu folosim matematică, doar God. Yeah, am citit. Te-ai coplecat, Gabi, acum. Venia mai mult. I'm back! Deci ați citit? Da. Acum are sens ce, ce zicea aici? Da. Cine a zis o secundă? Sau ce era ideea? Am zis da. A, nu. Era o voce feminină. Am zis oui. A. Ce? Știți piesa Regele Șoselelor, bă? Știu că sunt fericită că nu o știu. Cum să nu o știi, mă, e super tare. Acolo era ceva, ceva vers de genul că... Stai, cum era? Nopțile îmi sunt pline de prezențe feminine ce se dau la mine, fiindcă știu că buzunarele mă ține. Oh, ce misoginie. A? Classic. De ce? Păi e de la formația care a inventat prăjitura cu jeleu, mă. Cum să nu știi prăjitura? Nu știi prăjitura cu jeleu? Nu. Ok. E ceva, acolo versurile sunt ceva de... Ok. Da. Da. Man, nu știu, n-o să... Da, nu știu. Gen, e ceva de genul, vreau să dau mereu la puștacii de liceu prăjitura cu jeleu. Fucking hell. Dar cum să nu știți bank clasic, băi? Nu-mi vine să cred. Bine că știți, pleacă, mâine o să-mi treacă. Deci, e... Cum? Nu înțeleg, man. Vancu adevărat se scria cu, cu U. Nu, acum e cu A sau înainte era cu A și acum e cu U. Nu e cu U acum, atunci ce știu. Atunci se scria cu A, Vanc, nu cu U. De aceeași formație? Da, mă, e Corneluș, doar solistul e acela. Da, e cum să nu fie aceeași formație, Sor Dri Feng Shui. Tâmpenile astea. Bă, nu e adevărat, Vank era cea mai tare, bă, nu se lau serios deloc oamenii ăia.
Incredibil. Dar nici măcar nu este regele șoselelor pe net, bă. Deci este numai varianta din nu știu ce garaj, de nu știu unde. Nu-mi vine să cred. Incredibil. Trebuie să intri pe, pe cum îi zice, Napster. Pe Trilulilu, sigur este. Oh my god. Oh, chiar mai există Trilulilu, holy fuck. Da, mă, deci mie era formația mea preferată, bă, și eu am avut o chestie în copilărie, că eu nu știam că anumite piese îs despre cu sexual innuendo, știi? Și le cântam în gura mare în fața blocului, bă, și... Nu cred că un copil știa asta. De exemplu, Albinuța de la Voltaj era preferata mea. La Voltaj. Vai, și mie îmi plăcea spărtare și abia târziu mi-am dat seama că se referă la altceva. Vecina mea are un crin, îl ține jos la mezanin. Îmi spune ce mult i-a plăcut că n-a polenizat de mult. Și că își dorește lângă ea, mușcata mea. Holy shit, man. Crazy. Bă, da, nu știu, era rupere, bă. Alea veri, bă. Vara aia dura o vară, nu ca verile de acum care încep în iunie să termină în august. Ok, let's get back to this. Deci, unde eram? Ce ușor mă deturnez, bă, de la... Poate am ADHD. Foarte probabil. Attention deficit, high definition. La mine tot e high definition, bă, 4K când vine vorba de deficit de atenție. Ok, n-o fiți atenți un pic. Da? Yo, yippee-yo, yippee-yay. Sunteți atenți un pic? Yes, bow-wow. Where my dog's at? Deci, acum înțelegeți de ce derivative e output înmulțit cu 1 minus output, corect? Da. Tor? Te apucă toropeala după piesele de vară. Nu știu ce înseamnă cuvântul ăla. Toropeală, bă. Auto-trigger, Gabi. Nu știu ce înseamnă X. Da, mă, dar... Adică... E starea pe care o să-mi spune mega cald afară și zăpușeală, nu? Da, normal. Ah, ok. Bă, da, nu știu. Bă, cred că zăpușeală e numai... Zăpușeală se referă la probabil faptul că... La o caracteristică a aerului de afară, a environmentului. Toropeală cald e ceva pe care o simți tu datorită sau din cauza acelui environment, știi? Exact, exact, așa e. Oh, my God. Ok. No, bun, deci fii atent un pic. Asta, error back propagation, ok? The first step is to calculate the error for each output neuron that will give us our error signal to propagate backwards through the network, ok? Deci, basically, trebuie să luăm discrepanța aia pe care, despre care vorbeam, ok? Între expected și output, asta ați înțeles, da? Da, înmulțim cu derivata. Și înmulțim, deci calculăm derivata pe output, da? Păi, n-avem de ce să calculăm pe expected, nu? Că output-ul e ce ne-am obținut noi, trebuie să backpropagăm relativ la output. Logic? Yeah. Da. Pentru că output-ul a trecut, e rezultatul care a trecut prin funcție. Deci, makes sense, right? Bun. Așa. The error calculation is used for neuron in the output layer. Good. Asta ai înțeles, nu? The expected value is the class value itself. Da? Că ei fac de genul că trebuie să învețe 1, 2 sau 3, nu cum am zis noi. Deci aici ai mai multe variante, știi? Înțelegi ce zic? Deci poți să pui un singur neuron pe output layer și atunci ăla să calculeze valoarea efectivă a clasei în care vrei să-l bagi, știi? Cum zic ei. Înțelegi ce zic? Deci, în orice caz, ținând cont că aici vrea să-l pună în una dintre cele trei clase, el o să învețe exact numărul clasei pe care
să îl pună data următoare. Are sens? Da. No, bun. Și aici lucrurile se complică când vorbim de hidden layers, da? Asta au și zis și ei, uite-te. Exact. The error signal from a neuron in the hidden layer is calculated as the weighted error for each neuron in the output layer. Pare legit? Yes. Sounds deci, good. Păi, pop exact, dar am șters chestia. Bă, ce pop în dă usmă. Știi că am șters când... Stai, că mai fac o tablă. Deci, ziceam că pentru un neuron intermediar... Tu, de fapt, o să ai mai multe surse de eroare din fiecare dintre neuroni din stratul care deja au fost parcurs de backpropagare. Trebuie să o propagi în inputurile care intră în acest băiețaș, corect? Și atunci e logic că dacă tu ai o eroare care vine aici o eroare care vine de aici, o eroare care vine de aici și o să ai niște weight-uri, nu? O să dai seama că faci invers, faci suma ponderată a erorilor ca să afli eroarea care vine aici. Nu? Are sens. Deci zice așa. The expected value... unde era? Ba, mai jos. Zice, the error signal for a neuron in the hidden layer is calculated as the weighted error of each neuron in the output layer. Da? Nu? Adică... Eu aveam un neuron aici. Guys. Da? Da. Și gen, aveam eroarea pe neuronul ăsta, eroarea pe neuronul ăsta și pe ăsta și pe ăsta, da? Corect? Am backpropagat-o prin neuronul ăsta și am aflat cât îi aici înainte de intrarea în neuron. Deci gândește-te că noi pe neuronul ăsta, dacă dăm zoom, e chestia aia cu sumă și cu funcția de activare și eu o trebuie să mă duc de la eroare, trec înapoi prin funcția de activare, trec înapoi prin sumă și aflu cât e aici, corect? Și asta îmi dă eroarea de aici. Are sens. La fel fac și la asta. Asta are altă funcție de activare, altă sumă și vine eroarea de aici, vine înapoi, o derivez prin asta, se duce înapoi și... Când vine aici, îmi zice exact cât ar fi intrat, cât ar fi trebuit să intre în chestia asta, care denotă o discrepanță față de cât o intra cu adevărat. Și astea ar fi eroarea de aici, cu eroarea de aici, cu eroarea de aici. Doar că în neuronul ăsta, erorile astea vor contribui ponderat în funcție de cum s-o dus, în mod invers când am popula... Deci nu, cum a apărut eroarea de aici? A apărut pentru că eu am hrănit informație cu ponderile astea de la stânga la dreapta și am ajuns la o chestie care e nasoală. Acum eu trebuie să updatez weight-urile astea de aici, da? Ai înțeles ideea? Da. Păi aici am schimbat weight-urile, nu? Că am învățat chestiile astea. Și atunci, bazându-mă pe noile weight-uri, deja se creează o eroare care trebuie calculată cât e eroarea aici, bazată pe noile weight-uri. Tor, urmărești? Yeah. Adică are sens, ce zic? Dacă ai întrebări, deci, bă, nu, deci eu vreau să vă explic o chestie. Aici, this, right here, aici, ăsta trebuie înțeles. Ăsta e pita înțelegerii la tot ce urmează de acum înainte și în machine learning și în deep learning, ok? Backpropagarea erorilor trebuie să fie clară de ce e așa în mintea voastră, ok? Guys. Ok, da. Bun. Și nu plecăm mai departe până când nu înțelege toată lumea care e șmenul, da? Deci. Citiți asta până aici, până la aici. Deci, inclusiv dat sau asta, atât, asta. Okay.
Oricum lucrurile o să devină mai clare când intrăm în implementare și cumva cumva are sens totul, știi? Dar citiți cu atenție ce scrie aici și dacă îți întrebări îmi spuneți, da? Nu știu, mie mi-era destul de clar de cum ai explicat cu derivatele. Like, it makes a lot of sense. Da, numai că singura chestie care îi față de derivată îi faptul că, deci, pe un neuron din ăsta intermediar de pe un hidden layer, eroarea vine din mai multe părți. Deci, pe ultimul nivel e simplu. Dacă eroarea e doar una, nu? Deci, dacă ne uităm la cum arată un neuron de pe ultimul nivel, e așa. El, ok, se leagă de toți popândăii din nivelul anterior lui, dar el scoate afară doar o singură sursă de eroare, corect? Pe când un neuron din hidden layer îi conectat cu toți neuronii din layerul anterior, fie un alt hidden layer, fie input layerul, și dă mai departe la mai mulți neuroni din ori din output layer, ori dintr-un alt hidden layer. Sunteți de acord? Da. Bun. Și acum. Și atunci de la fiecare legătură ia. Păi asta vreau eroarea, să zic că noi propagăm. Da, el primește o eroare de la toată lumea de aici și asta e formula care zice pentru fiecare J, care J-i unul dintre ăsta, ăsta sau ăsta, știi? Okay, și el zice că fiind mai multe erori din mai multe părți, pentru a calcula eroarea, deci tu trebuie cumva să readuci o situație în care tu ai un neuron în care intră whatever și care are un singur rezultat. No, rezultatul ăsta de aici e însumarea ponderată a erorilor în funcție de weight-urile care îs deja pe liniile astea. Corect? Are sens. Mulțită cu eroarea care vine, EJ-ul care vine pe asta. Da? Înțelegi? Și de asta e aproape la fel ca și asta. Deci tot timpul se înmulțește cu transfer derivative de output-ul relativ la care vorbești. Ok? Da. Și numai că ai weight-ul de pe muche înmulțit cu error J, unde error J este eroarea de semnal de pe al J-ului neuron de pe output layer. Înțelegi ce zic? Weight kappa îi al... weight-ul dintre al K-ulea neuron și unul dintre al J-ul, adică weight-ul de pe muchea care leagă de layer-ul următor, înțeles? Hello? Da. Deci, tăcere înseamnă da, ok. Alright. Și acum, putem procede la chestia asta? Yeah. De genul, în mintea voastră, gen, la nivel de idee, are sens ce se întâmplă? Da, și atunci din neuronul ăsta de pe hidden layer da. Se face din nou aceeași chestie pentru deci, ăsta următorul un neuron. Când ai terminat să backpropagi chestiile, tu de fapt poți să calculezi erorile. Deci tu, ce se întâmplă tot timpul? Tu iei o eroare de aici și disipezi acea eroare înapoi din sursele de pe unde o putut proveni pe baza weight-urilor. Și după aceea ajungi la următorul nivel și asta se ridică. Deci eu știi cum mă gândesc la chestia asta? Să zicem că tu ai un balon elastic în care ai băgat apă, ok? Și tu vii și pui un grilaj cu niște cercuri în el și ies așa niște boroboațe de apă. De genul, am aici niște cercuri și de desubt era balonul. E ca și la, nu știu, I don't know, dar îți zic cum mă gândesc eu, știi? Și aici tu ai niște bule de balon care ies așa super tensionate de sub grilajul ăla de metal, ok? Înțelegi ce zic? No. Și eu ce fac? Eu vin și apăs aici și duc la zero chestia asta. Asta ce se înseamnă? O să împingă apa în chestiile care îs, în funcție de unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, o să împingă și o să le facă mai mari pe astea. Ești de acord? Cu apa care era aici și am împins-o, o să se ducă în diferite proporții, aici și aici, știi? După aia vin și apăs cu altceva și pe ăsta și după aia și pe ăsta și pe ăsta și o să împing chestiile să se ducă în partea asta, să se umfle astea la alte în diferite măsuri,
până când păi o să duc apa forța afară. Forța care știi? E variabilă. Da, da, da. Și yeah. În funcție de radiusul găgoacelor ăstora sau whatever. Eu așa văd procesul, știi? Că tu vrei să aplatizezi o discrepanță, dar aia aduce la discrepanțele de genul nu știi unde dai și unde crapă. Că ți se duce pe fiecare dintre astea eroarea, știi? Și după aia asta face un ripple effect care o să-ți influențeze în timp absolut toate weight-urile de la tine din rețea ca să compenseze chestia asta. Înțeles ideea? Da. Ok. Ștefan? Da, scuze, la mine e după multe ore de multe chestii acum. Da, sorry. Da. E greu, dar mă prind, știi? Da. Că am avut și serviciu. Scuze, man. Dar, crede-mă, ăsta e punctul crucial al meu. Deci, dacă ăsta trebuie să toate chestiile se leagă de chestia asta, nu dau seama și din cum arată codul pe acolo. Păi asta vreau să zic, că atunci când intrăm în cod, o să aibă... Deci, suntem programmers at the end of the day, deci codul o să aibă cel mai mult sens, corect? Unde e supărarea era ăla? Unde era, mă? Aici? Codul? Nu, ăsta. Da. Codul, aici. Era ceva chestii, că the best way to learn a programming language is to write code in it, știi? Era ceva ca articol. La fel că ce a zis Lawrence of Arabia lui Indiana Jones. N-am văzut filmul. Dar nu e în filme, e într-o serie, The Young Indiana Jones Chronicles. Ideea eu zis că, bă, the best way to learn a language is to go there and speak to the natives. Like, it's the only way to properly learn the language, you know, like, organically. No, bun. Deci fii atent un pic. Back propagate error, da? Ne uităm un pic pe cod și vedem așa. Avem network-ul. Mai ții minte că ei au băgat o țărănească din aia în care băga un dicționar de layere numai. Da. No, bun. Da. Și expected, ok? Deci, expected-ul, ok, reprezintă coloana aia cu ce ar trebui să obțină, da? Toată lumea e de acord cu asta? Da. Bun, și după aia zice for i în reversed range de LAN network. Aia înseamnă că ia layerele, network-ul lor e de fapt doar o listă cu layerele puse în ordine, da? Uite, asta era. Mai ții minte? Da. Da, weights, astea ales, da? Bun. Și acum el zice așa. Mergem invers. Mergem pe ultimul nivel de neuron. Layerul curent pe care suntem network de ei. Ultimul nivel de neuron în cazul meu, adică de ăla de output, da? De acord? Da. Și uite-te ce face. Ține o listă de erori, ok? Pentru acest nivel. Ok? Ce crezi că o să fie astea? Hei! Păi, erorile alea care se întorc. Mm-hmm. Nu? Da. Dar o să fie o listă, da? Deci zice așa, if i e diferit de len de network minus 1, aia ce înseamnă? Adică dacă nu e ultimul layer, presupun. Corect, da. Deci înseamnă că trebuie prima dată să ne uităm aici, că aici o să intre prima dată, ești de acord? Da? Da? Mhm. Ce faci aici, Tor? Zi-mi tu. Deci zicem așa, dacă ești pe ultimul layer, care e primul pas, deci hai să mergem pas cu pas, deci ești for i in reverse de nu știu ce, layer-ul este ultimul layer. Ce erore la fiecare neuron deci, în parte? Efectiv, aplică formula asta de aici, da? Da. Bun. Deci zice așa. Neuronul, da, îi layer J. Deci îi neuronul J. Deci intră pe fiecare neuron în parte de pe ultimul layer și calculează delta-ul, da? Mhm. Ce era delta-ul, guys? Distanța aia. Asta de aici. Băieți, așa, corect? Yeah. Toată lumea de acord? Faceți mergem pe else mai întâi în cod și te-ai dus mai jos de else. Stai, ce? Stai. Unde? Ah. Da, te-ai dus mai jos. Ah, scuze. Ai, deci, ok, bun. N-am dat delta acolo, dar, e numai erori. Ok, deci indiferent ce face el în aceste două foruri de aici, de pe ramura de if și de pe ramura de else, tot ce face îi să creeze o listă cu erorile, da?
lista va fi cât de mare. În ambele cazuri, îi câți neuroni am pe layer, da? Deci el va da ce? Uh-huh. Pentru fiecare neuron, eroare. Da? Da. Bun. Da. Bun. Și atunci, uite ce face aici. Ne uităm un pic. Vezi că aici are un for în for, dar asta nu-i bai. Ideea e pentru... Are vreo 3 foruri în for. Bine, mă. Dar hai să nu numărăm și forurile din sistemul de operare, să vedem câte foruri are de la Adam și Eva. Ce zici? I'm kidding, I'm being an asshole, sorry. Dar gen... acolo, nu? Ce? Răspund că la sistemul de operare ceva cu nu ai la un moment dat, că ar fi cam ciudat să meargă, știi, numai când se termină un for și după aia se închide. Yeah, well, da, while for pentru mine la fel, men, numai vouă vă place for-ul în locul while-ului, da, whatever. E irelevant ce fel de structură repetitivă folosim. No, bun, da, suntem pe ultimul layer. Face și jump-uri. Luăm fiecare, poftim? Face jump-uri. Exact. Deci, luăm neuronul J, obținem output-ul de pe neuronul J, scădem din expected de J output-ul, și obținem eroare. Pe poziția J din lista de erori, eroarea respectivă, corect? Uh-huh. Și acum, indiferent că eu am trecut printr-un layer terminal de output sau unul hidden intermediar, ceea ce se întâmplă după e la fel, corect? Guys. Da, scuze, încercam să dau click pe unmute și nu mergea. E codul ăla se execută indiferent ce se întâmplă în if-ul de mai sus. Da, deci indiferent ce îi, eu ce o să fac? Iau neuronul, deci iau pe fiecare neuron în parte din layer. De fapt, da, corect. Și calculez în el, trebuie să țin minte, deci trebuie să modific un pic, să mai bag un vector de deltas pe neuron și... Da, ești de acord cu mine? Putem face o funcție... Da, da, de ce aș vrea asta? Pentru că adică trebuie să țin datele alea undeva să nu le mai calculez încă o dată, nu? Da, ok. Corect? Da. Bun. Și atunci îmi țin într-un vector de deltas ce? Indiferent că am un neuron de output sau un neuron din stratul intermediar, îi eroarea pe care am calculat-o pentru acel neuron, fie în forul ăsta, fie în forul ăsta, înmulțită cu, bineînțeles, output-ul pe care l-am pe neuron, indiferent că e ultimul neuron în care chiar e output-ul output, sau e output-ul pe care trebuie să-l recalculez, corect? Ești de acord? Da. Și această chestie, cred că e clar că este delta-ul pe care l-am, corect? Poți mai zici o dată că la mine s-a întrerupt. Ziceam că e clar că formula asta îmi dă delta pentru că e exact asta pe care am făcut. E chiar cantitatea asta, cantitatea asta pe care am calculat-o aici. Corect? Da. Da? Și atunci e normal să-i se zică delta. Și atunci pe neuron de fiecare dată calculez delta-ul raportat ca fiind eroarea înmulțită cu... derivata de pe output, asupra output-ului de pe neuronul respectiv, corect? Da. Are sens? Da. Ok. Și acum trebuie să ne uităm la for-ul ăsta. Da? For-ul de pe layer-ul care are... Deci aici a fost simplu că n-ai decât un output. Aici e mai complicat. De ce? Pentru că tot timpul trebuie să mai bagi un for în care să acumulezi erorile pe care le-ai obținut din layer-ul anterior, corect? Da. Ok. Bun. Și erorile pe care le-ai obținut din layer-ul anterior, le ții minte, le faci pe bază la weight-ul de pe neuronul, uite, neuron de weight de J, da? Layerul lui, nu? Da. De pe layerul ăla specific. Exact. Înmulțit cu acel neuron de pe... Vezi? Deci tu trebuie să te duci pe toți neuronii din layerul următor și să-l mulțești cu acel delta pe care l-ai calculat previously aici. Înțelegi că tu acum te duci invers.
Deci, tu, network de I plus 1, deja și-o calculat delta-urile. Corect? Mm-hmm. Delta-ul, ce înseamnă diferența în eroare pe care ai obținut, adică eroarea de pe acel neuron, propagată pe muchia pe care, care te leagă, deci e eroarea disipată de aici, e eroarea de aici, de pe muchia care te leagă, care leagă pe ăsta de pe neuronul ăsta, de ăsta de pe neuronul ăsta de aici, corect? Uh-huh. Deci, noi ce am făcut? Și ar trebui să aibă sens chestia asta. Noi am plecat de la diferența de eroare de aici. Am dat rollback la aplicarea funcției f, după aia am dat rollback la aplicarea sumei și am obținut delta-ul de aici. Ești de acord cu mine? Asta, am, asta ținem noi minte în delta-uri pe acest băiețaș. Corect? Guys? Da. Hai să ne uităm. Uite. Neuron de delta egal errors, da? De J înmulțit cu transfer derivativ. Deci, e numai, deci tot ce am făcut, tot ce ne-am chinuit pe, pe un neuron, îi să contracarăm efectul aplicării funcției f pe neuron și a sumei, ca să ne dea cam ce era aici, ca după aceea pe acest delta să-l înmulțesc cu weight-ul de pe chestia asta ca să aflu cât e eroarea în care intră pe neuronul ăsta de aici. Celălalt neuron o să-i dea la ăsta eroare W-ul ăsta înmulțit cu delta-ul lui. Înțeles? Să înțeleg că nu. Hai ziceți-mi, care-i băiucul aici? Nu, s-a înțeles. Da? Ștefan? Pe partea mea, da. Da, eu am ceva internet issues și mi se cam întrerupt. O să mă uit la înregistrare după și bun. Am să văd. No, bun, deci asta, la e, care deci, asta e tot ce s-a făcut din punct de vedere programatic. Am făcut chain derivative aici, aici, cum am arătat în ăsta de aici. Adică am aplicat derivata funcției, am aplicat derivata pentru suma asta ca să se ducă raportat la acel weight. Și după aceea avem delta-ul pentru neuronul ăsta, înmulțit cu weight-ul ăsta aici. Și la fel pentru fiecare neuron de pe layer-ul ăsta se calculează delta-urile. Delta-urile după aceea se conform acestui for de aici, da? Logic. Iei delta-ul de pe fiecare neuron de pe ultimul layer, de pe layer-ul anterior, adică iei delta-ul de aici înmulțit cu weight-ul de aici plus delta-ul de aici înmulțit cu weight-ul de aici plus delta-ul de aici înmulțit cu weight-ul de aici. Ok? Ceea ce se face explicit ăsta de aici și în sumarea acestor produse ponderate îți dă de fapt eroarea care se backpropagă în mod logic în neuronul ăsta de aici. Deci aici am aceea, asta aici am eroarea ca fiind în sumarea ponderilor delta-urilor de aici cu weight-urile de pe muchile care leagă neuron din stratul ultim cu stratul ăsta. Corect? Deci tot ce am făcut a fost să transform mănunchiul ăsta de erori într-o expresie matematică, o sumă ponderată care să-mi dea eroarea de aici. Și deja de aici totul se repetă conform planului pentru recalcularea delta-urilor pentru următorul nivel anterior și așa mai departe. Are sens? Da. Ana? Broscăiașul? Da, mi-a fost destul de clar explicațiile tale. Ok, mă bucur. No, bun. Și asta face codul descris aici. Da, deci asta e exact chestia asta și practic trebuie să mai codăm această funcție și suntem ok. Bă, eu aș avea chef să o implementez. Voi ce ziceți? Depinde de voi. Sunteți cam obosiți, așa? Da, eu... Că mă gândesc că dacă... Cum? Păi, asta zic, eu zic așa, că o implementez, voi vedeți dacă vreți să mai stați, dacă nu, nu, o pun online ca să fie acolo și oricum data viitoare discutăm peste ea. Ce ziceți? Ok. Nu, bun. Ok, da. Dar vezi că acum ăia care au opțional cu tine, cred că așteaptă să răci. Da, nu, e că e ok, man, că o fac opțional în altă zi, ok. Dar ce, mi-or zis ceva pe grup? Stai să vedem.
A, nu, dacă mă gândesc că doar e săptămânal, nu? Sau e... Da, dar gen, e mai... Adică eu mai recuperez câteodată în alte zile, gen, știi? Scheme. Schema H cu 3 pedale. Ok. Deci, hai să vedem. Prima dată îmi trebuie transfer derivative, da? De acord? Hai să vedem cum modificăm un pic. Mi s-o instala oare pândă alea de Sea Lion. Și acum ți apare un al doilea downloader, ar fi genial. Cum? A, uite mă. Spune că trebuie să mai instalezi ceva. Nu, acum mi-a apărut ăsta, mă. Trebuie să... Holy smokes. Don't send anonymous. Come on. Bine, pun dark. Ce vreau asta? Să-i pun și git, frate? Da, poți să nu pui. Poți să dai pur și simplu skip remaining. Partea stângă. Ah. Ce n-ai? Evaluate, pur și simplu. Evaluate, sure. Man, come on. Vrei să faceți bani de pe spinarea mea, că sărac. Of course. Man, holy smokes. No, ce pun pe aici? Ha? Aici trebuie să selectezi versiunile pe care le vrei. Yeah, da, păi, no. Asi compiler se va. Punem. Da, start using. Next. Pot să dau import? Sau dau new project? Oh, C++ 14, țin cutiaș. Pun 17. Da, 11 era acolo. Da, dar vreau să meargă niște blănițe, da, e ok. Stai să vedem, cum îi zicem? Alright. Hello world! Merge, bă! Perfect. No, hai că now we cooking. Stai să facem un pic de băiețeală pe aici. Deci, cum îi zici, cum i-am zis? I-am zis instance.cpp. Da. Ok. Da, bă, de ce nu pot să-l bag în proiect? Cum trebuie să fac? Cred că zice că nu-i luat de aici. Gen, nu-i reference nicăieri în proiect, asta s-ar putea să fie. Ah, ok. Deci trebuie să mă duc și să zic include instance.cpp. Da, ceva de genul. Și ar trebui să nu detectează că e clasă înăuntru. De gen, trebuia să pui codul. A, trebuie și instance.h sau ceva de genul, nu? Da. Da, și uite că puteam să pun... include... No, stai un pic, stai. Ai dat... Cum dau delete? Așa. Bă. Opa, îți că ai dat reformer. Am văzut. Ok. Delete, ai șters main-ul. A, bă. Dă control Z. No, știi ceva, am gonna... Nu pot. Dar cred că merge cu control Z. Control Z? Ok. Nu merge? Ba, așa, undo. Da. Dar bă, dar nu știu ce cu ăsta al meu. Așa. Deci dau add class ca să fie bine, ca să nu fie rău, ok? Că atunci probabil o să... So, sip source file. Deci, instance. Yeah, sau așa. Instance.cpp, ok? Altă viață. Bă. Așa, ce mai am acolo? Neuron? Neuron layer, right? Păi cam atâta, și nu? Și rămân something. A, și ăla, multi-layer perceptron, da? Deci, neuron. Layer. Și mlp. Ok.
Bun, și hai să iau un pic din cod așa, Katsurani. În home era, nu? Aoleu. Drag and drop it, direct în proiect. Da, așa zici. Păi puteai să-l pui așa și după aia zicea și highlight și era mai ușor să vezi cum vin lucrurile. Da, iau... Aoleu, și mi-am implementat toate în clasă. No, nu-i bai. Hai că iau de aici, punem aici. Dacă dai alt enter pe eroare, trebuie să dai import automat. Yeah. Așa, ca la bătrân trebuie să le zici, mă. Huh? What? So, e Linux. Nu mai știu care era shortcut-ul pe Linux. Da, man, când dau pe el trebuie să-mi apare la cer, la ăsta, dar nu mai apare. What the fuck? Bă, nu ai nevoie de... Păi trebuie să include. Again. Ce? Sau să includi, yeah. Normal că trebuie să include, it's cool. Dau un include aici. La IntelliJ îți își dă seama din context cumva. Păi, și la asta gen vector map chestii de astea. Da, bă, dar nu știu dacă la C++, adică come on. Asta e limbaj adevărat, baby. Și streamurile trebuie că nu sunt importate. Da, am dacă le-am folosit corect. Streamuri. Ok, first stream, io stream. Algoritm în 3? Aici. Nu, copiază tot de acolo. Dude, eu, come on, man. Și așa mi-e rușine că fac copy-paste, vrei să mă duc la student level. Nu o să fac asta. Mă scuzați. Păi, vă scuz. Când ai terminat facultatea? 2011, I guess. So it's not that far. Stai, ce? N-ai zis că aveai și doctorat. Ba da, man. Și toate. Și? În 2011 cu tot? Nu, mă, da, bine, mă, tu așa... What the fuck, man? Adică, stai, dar nu, dar stai un pic, like, facultate e facultate, master e master, nu? O, îmi pui aici... Facultatea doctorală. Facultatea ce? Doctorală? Doctorală, da. Ah, okay. Mă rog. Ok. Neuronul, da? Dr. XXX. V-ați uitat la How I Met Your Mother, bă? Eu am văzut trei oară când întrebi, a treia oară o să spun. De ce nu? Păi aștept să zici da câteodată, bă. Eu am început să mă uit la Naruto acum. Da, uite-te, mă, uite-te la zi, Kuroko no Basuke. L-am văzut de două ori, de trei ori. Atunci uite-te la Luffy, bă, la One Piece. Da, One Piece. Uh-huh. Am început să mă uit la un moment dat, acum vreo 5 sau 6 ani, și m-am uitat la 40 de episoade și după aia m-am plictisit. Bă, eu nu m-am, deci eu am ajuns la episodul vreo 70-80, dar nu m-am plictisit, numai că n-am, nu știu, gen, is ok astea? Ce cu porcările astea? Ah, it's never used, ok. Da. Bă, ok. Dacă e galben, e ok, numai warning, știi? Man, tu știi că sunt daltonist, deci poți să zici galben cât vrei tu. Păi și tu cum spui la culoarea aia? Ceva între muștar și, nu știu, ăla e galben-galben? E un pic așa mai închis la culoare, dar I would describe it as yellow. Acum, fetiș, o să zic că e ceva. Man, nu știi ce culoare are muștarul și ce culoare are soarele și ce culoare... Și ăsta e de culoarea soarelui în supărare, că nu-i. Păi, mă, ești diferit de tonuri de galben. Dacă ești fată, nu înseamnă că știi toate culorile. Dacă ești băiat, nu înseamnă că știi doar 7. Wow, cine a zis ceva de băiat și de fete? Voi cu glumele voastre. Da, eu n-am zis absolut nimic. Muștarul, mă, da, nu, bă, deci eu nu vreau să fiu nașpa. Dacă ești băiat și știi prea multe culori, ridici semne de întrebare, îmi pare rău. Îmi pare rău. Adică băiețașul de la Naționala de Română, care m-a întrebat ce culoare preferată am și care după aia m-a întrebat ce zodie am,
Nu era pe aceeași parte a străzii ca și mine, dacă înțelegi ce vreau să zic. Clar. Nice. Auzi, auzi. New science. Știi mai mult decât 7 culori. You like dick. Oh, scuze. Poți să pui asta pe net? Băi, eu cred că basically știu 4 culori. Deci, I'm safe. Nu poate să... 4? I passed the test. Da. Roșu, verde, galben și albastru. Prove me wrong. Zim ceva care nu-i în, pe, la care nu poți aproxima la una dintre astea. Roz, roșu. Khaki. Nu știu, alba, verde, doamne, nu verde, albastru, doamne, da. Verde. Nu știu, ce vrei, dar tu, și Zim? La, mă rog, poți să reduci la 3 culori. Deci ai nevoie de verde acolo, ai galben și albastru. Păi da, da, depinde dacă ești monitor sau dacă ești pe foaia de la desen, că acolo îți zicea că e roșu, galben, albastru, aici zice RGB, deci de asta ai nevoie, ca să unify. Mai este și mai sunt și alte sisteme, CMYK, mai este altul. Da, e mai degrabă. Dude, să le știi alea, CMYK. Da, mă, crede-mă, apropo de chestia asta, că mi-ați amintit, stai numai să, I don't know, blow my own horn, ca să zic așa, nicio legătură cu ce-o zis Tor înainte. primul meu articol, bă, vi l-am arătat? Primul meu articol scris la master. Nu, ne arăta că parcă ai fost pe TV. Tu? Da, ăla a fost acum, recent, 2016, mă, când am fost pe TV. Da, nu știu cum să zic, dar acum, recent, a fost acum 4 ani. Oh, shit. În capul meu era 3 ani, bă. Sincer. Unde vezi, vezi unde v-a scris din 2012 sau 11? Da, e al treilea. Hai, dă al treilea, așa. Ole. Deci fii atent. Da, nu mergea să dai click direct acolo? Stai. Da, ăsta e primul articol, bă. Deci, come on. Tu știi că am lucrat, it's my own creation. Am lucrat un an de master pe research-ul ăsta, bă. Și crede-mă că știu despre spații de culoare, pentru că vreau să fac skin detection, știi? Deci să detectez pielea umană în imagini cu acuratețe cât mai mare. Și am cercetat diferite metode de să segmentez cromatic și pe bază de texture and stuff. Și ăsta a fost primul articol în care am încercat să văd în ce se reprezintă mai bine pielea umană, ca să poți să discerni între culoarea ei și culoarea, să zicem, a nisipului sau altor, că am tot vorbit de false positives, știi? Te uitea la problemă din alt unghi, știi? Că se reprezintă, da, exact, știi? Și dacă te uiți la cum sunt reprezentate, e super mișto, pentru că unul e un cub, altul e un cilindru, știi? Culorile, deci fii atent, stai un pic. Ok. Și... Uite, vezi că topologia culorilor, cum sunt apropiate unele față de altele, diferă în funcție de RGB și alte spații de culoare. Mm-hmm. Și am folosit ăsta cu YCBCR și ideea e că uite că ți arăt aici. Băi, frate, deci am selectat manual a lot of skin colors. Da, uite, vezi, I'm no racist one bit. There's all skins there, man. Yeah. Și nu uite. Și racist. Very nice that you included. Păi, da, ți-am zis că știi care e cea mai, apropo că vorbim de nuanțe de culori, care e cea mai rasistă nuanță? Vezi? Albul. Nu. Nude. Gal. Nude. Oh, yes. Oh, da, ai zis. Știi mimul ăla cu handmade skin colored pencil? Da. No, și uite-te, dacă vrei să afli care e cel mai ok, le-am pus aici, am verificat. Da, deci astea două, dau o segmentare. Uite, vezi? Aici. Știi că sunt pozele alea foarte estetic, în care e o nuanță, pretty much. Cam se încearcă. Ai încercat cu genul ăla de poze sau doar chestii așa mai, man, evidente? Am încercat. Nu, chiar am luat. Deci crede-mă, am făcut un scraper și l-am luat, nu mai știu pe care era, nu Pinterest, nu știu care era, dar am luat, fratele meu, deci mi-am făcut, nici nu știu că, mi-a luat foarte mult, mi-a luat luni întregi numai ca să le băluiesc pixel de piele și de non-piele din diferite contexte, știi? Mhm, da. No, deci asta e colega mea, Alina, Călin, predă la noi și ea. Și uite, nice. Vezi cum asta era rezultatul
segmentării. Uite, vezi ce mișto dădea pe astea două. Vezi că se vedea și ca și calitate a ce se obține. Alo, și foarte tare că vede și persoana din... Da, și... Și că n-a pățit Google fața aia cu gorilele. Nu știu. Cred că da. Google Photos, poți să dai search după conținutul imaginii. Dacă scriai gorila, îți dădea black people. Dar nu știi că dacă scriai stupid, îți dădea Trump. Eu aș da, că și l-o chemat pe ăla de la Google în fața congresului să zică, dar cum funcționează Google? Știi? Da, exact. Credeau că cineva pune rezultatele. Da, chiar credeau că pune de mână rezultatele, bă. Tu ești nebun, congressman. Abia ăia boomeri. Bă, da, mai bine boomer decât Trump, oricum. Da. Nu, dar faza cu gorila era că eu băgat în aplicația de Google Photos care îți indexa pozele tale. Și puteai să dai, de exemplu, search după cuvântul tree și în toate pozele tale se uita care conțin copaci. Da. Dacă scriai gorila, îți dădea black people, pentru că testul ăsta, dataset-ul pe care o făcut ei, era full of white people și nu știa să recunosc. Da, corect. Dar aia e un pic nașpa, adică e ca și cu dispenserele de săpun, știi, de ăla săpun lichid, știi? Care nu merg la negri? Da, și aia chiar au pierdut bani, frate, pe chestia. Adică mi se pare legit totuși chestia, știi? Adică dă-te bani acolo. Din nou datele ca lumea, știi? Că nu puteai, tu ești nebun, bine că te axezi pe discriminatorul de culoare a pielii când ai putea să te să faci o chestie foarte simplă care să detecteze forma mâinii, tu ești pop. Dacă tot ai senzori acolo de whatever, știi? Dar pui acolo o mică cameră și detectezi forma mâinii și gata, devii independent de culoare, știi? Crazy. Dar în orice caz, bă, deci mi-ați făcut nostalgic cu chestia asta, man, my first research. Damn, it was cool. Vă sfătuiesc la master să vă băgați pe research, bă. It gives you, like, a satisfaction you won't get from other stuff, you know? Ai putea recomanda ceva, un master bun la noi, aici, la UBB? Băi, mie mi se pare că cele mai bune mastere din Cluj sunt la noi, la ICA și la Poli, la Securitate Cibernetică. Ce este ICA? Inteligență Computațională Aplicată. Știu că era ceva pe data analysis și data. That's what my interest. So, not so good? Ba da, dar nu știu eu atât de mult. Eu zic... Nu pot să spun despre chestii la care nu știu atât de bine, că nu știu oamenii de acolo atât de bine. Zic la ICA că știu că sunt oamenii cu care am colaborat și care chiar încearcă și fac treabă, știi? Mhm. No. Ok. Dar oricum, 2 years of my life, vă try, basket, gătit. Lucrat la... Serios, bă, găteam, stop it, pe bune. Și acum de ce nu mai faci? Ha, dar de unde știi că nu mai fac, în primul rând? Păi ai zis la trecut, găteai. Păi, bă, pentru că ultima dată când am gătit hardcoreanul, gen cu care să mă laud, a fost acum un an și ceva. Și ca să mă laud, chiar am făcut o chestie mișto. Vă trimit pozele cândva. Dar nu mai, nu știu. Ce era? Trăiesc în România și mi-ocupă tot timpul, nu știu de ce, I don't know. Pentru că de la doctorat încoace responsibility is stroke, I guess, nu știu. Hai zic că la master e mișto, că gen ești într-un punct și al vieții în care cumva you have freedom, you have resources, I don't know. E mișto, deci you need to... Eu pot să zic că îmi amintesc cu plăcere că I took the most out of that period, so yeah. Te-ai gândit să pleci în afară? Bă, nu, că tocmai revenisem din afară, de când a fost cu Erasmus-ul în vara lui 2010 și... I don't know, mi s-a părut, atunci... De unde ai fost? Vive la France, Sergi Saint-Christophe, nordul Parisului.
Bine, iar încep cu Amsterdam, bă, sau ce vrei să zici? De ce? Nu, ce știi că lucrez la Starbucks? Ah, da, corect. Francezii sunt cei mai mari țărani pe care i-am întâlnit. Poți să îți... Bă, da, dar... Sunt unii ok. Da, asta vreau să zic că e o țară contrastelor. Tot ce pot să zic că sunt zgârciți ca ăștia irlandezii, I guess. Adică, I don't know, plăteam 600 de euro pe un studio apartment cât o cutie de chibrituri, man. Toamne, nici n-aveam apă caldă tot timpul. Nu la fel de mult ca în Cluj. Nu, man. Studio apartment, aia însemna o singură cameră. Eu, sunt și în Cluj, vreo 400-500 de euro pe memo sau așa. Uai, da, bine, man, și eu eram ok, înțeleg ce zici, dar noi aveam o chestie care se numea Selul, care era un boiler cu vreo, nu știu câte zeci de litri de apă, care se găta, înțelegi? Deci n-aveai, nici măcar n-aveai apă curentă caldă. Deci, efectiv, prima dată am spălat vasele cu apă caldă și mi s-a oprit apa caldă în timp ce eram plin de șampon în duș. Și de atunci n-am mai spălat, ne spălam toți cu apă rece în staff, vase și prostii, că eram obișnuit cu belfereala din Eco 2. Deci, I don't know, it was an eye-opening experience, de asta zic că eu nu cred, sincer, eu nu cred că, adică că standardul de viață e atât de diferit în altă parte. Nu, e mai bun, fără. Cum zici? E, man, apa caldă, e, mai ales în Franța, nu ar trebui să fie un lux. Da, știu, dar, dar stai să-ți explic, gen... Orașul ăla era ca LA-ul în anii 80, man. Era ca un fel de Bloods and Crips și gangs și tipi care cântau rap seara în jur la butoaie cu foc în ele, man. I shit you not. Deci chestia aia era reality acolo. Fix America. Bă, anilor. Da, deci exact asta, am vrut să zic, că vestul Europei îi defazat cu vreo 15, să zic, în medie 15 ani față de America, în sensul că acolo ajunge, știi? Uită-te în Marsilia, în Marseille, că și acolo ai gang violence, numai că nu-s negri, că îs de-aia din Nordul Africii, știi? Și îs tot așa, cu ce religie ai și dacă nu ești de religia mea, te bat, te us și te omor și gang violence, yeah. Știi? Yeah. Deci, fenomenele îs aceleași, numai implementarea diferită, știi? Interfața aceeași. Exact. Numai ce pe de altă parte nu pot să zic că a fost o experiență nașpa. Poți super tare să te duci pe terenul de basket, să vezi niște tipi ripped toți la sală cu gen six pack-uri din alea. Bine, să-i mai și bați. Deci aia a fost on the side, că mă duceam cu Marcelen, care era portarul de la școala unde eram eu acolo, assistant network manager, nu știu ce naiba de job aveam. Și Marcelen gândește că e un tip. Dacă ți-l arăt. La vreo, avea 40 ceva de ani atunci. Cu ochelari. Scund. Where is the plot twist? Huh? Așa arată Facebook-ul acum? Da. Din păcate. Deci am observat. Bă, mie îmi place. Arată destul de estetic. Dacă funcționalitate e și... Da, corect. Aia vreau să zic. Că mere super greu. Ăsta e Piu-Piu, copilul lui Marcelen. Ce cute. Așa îl cheamă. Da, ăsta e Marcelen. Da, asta e poză de veche de 100 de ani. Deci, Marcelen, portarul de la școală, care ne lăsa să intrăm la școală acolo, îi din Madagascar, menos din Mananjari. Și, gen, is an awesome dude. Și mergeam cu el la basket pe terenul ăla din oraș de acolo. Every other day, nu mergeam chiar în fiecare zi și ghiți ce poreclă are pentru mine, mă. Magic Mircea. Cum? Că îi băteam pe ăia, deci negrii ăia erau toți pe acolo de pe terenul de basket, erau toți super atleti, super făcuți, dar la skill-uri de basket, meh, cum si, cum sa. Și eu mă duceam cu Marcelen era în șlapi. Și făceam legea câteodată pe acolo și era super funny că îi băteam pe aia și după aia era atât de mișto
Deci cel mai... V-au bătut? Bă, ce? Nu, deci nu asta, vreau să, asta vreau să zic că nu știu cu dacă voi ați fost in the hood să jucați basket și în România, că nu prea, oamenii nu sunt atât de animale tot timpul, știi? Și ce mi s-a părut momentul cel mai tare în Franța a fost că erau musulmani, creștini, de toate religiile, erau negri, albi, chinezi, de toate rasele, nu conta. Bă, trash talking-ul era independent de rasă și de religie. Deci făceai trash talking că aruncă ca străbunică ta și chiar dacă era ripped, tot nu punea botul, nu se lua. Deci am trăit niște momente din alea în care chiar m-am simțit în armonie cu universul acolo pe terenul ăla de basket. Mi-am amintit și acum că efectiv zâmbeam, că toată lumea făcea mișto de toată lumea. Deci nebunii ăia, mă, când au auzit că-s din România, ghici de cine erau toți îndrăgostiți și li se părea că arată super sexy. Bă, n-am înțeles deloc chestia aia. Bă, chiar nu știu la cine poți să te referi acum. Ina, bă. Ina e foarte fucking sexy. Dacă acum face trei pași în față... Nu, că atunci, și atunci cred că era, depinde de ce standard ai, dar... Gen, face trei pași în față și nu mai vezi la cât de mică îi, știi ce zic? Dar era obsedată toată Franța de ea, mă, atunci, în 2010 când am fost. Deci, colegul meu de birou din Finlanda, căsătorit, 45 de ani, plus, plus... Avea desktop cu Ina alergând în costum de baie pe plajă, știi? Like, era what the fuck is going on. Negrea de pe teren iară că, oh, Ina, c'est très bon, n'est-ce pas, bla, bla, bla. Deci, mergeai în Paris, în metrou și era FHM Paris, vorbesc serios, deci, și zicea, Ina, c'est the next Lady Gaga. Serios, deci am văzut chestia aia pe FHM Franța. Nu știu, deci era... mai zici, vezi că francezii au gusturi bune, știi? Bă, nu știu, mie ți-am zis că am și eu My Guilty Pleasure Song de la Ina. Îi tu și eu rooftop version. Same, same. Ah, yeah, it's nice. Și, bă, da, cea mai tare chestie tot de pe terenul de basket a fost... Când era tot așa un tip la cu vreo 5 ani mai mare decât mine, 6 chiar, și mi-a zis că, bă, ești din România? Mai este tabloul ăla mare cu Ceaușescu în aeroport la Otopeni? Tu-ți dai seama, bă, că zis că el când era mic, a mers cu maică-sa în ceva delegație și că-și amintește că era super impresionat, că era dita mai tablou cu Ceaușescu și cum nu văzuse niciun aeroport cultul personalității cu Ceaușescu în aeroport, bă. Okay. How about that? Și un an mai târziu erau dispărute toate chestiile alea, știi? Ah, corect. Da. Și altă fază a fost aia cu musulmanul care m-a întrebat dacă mă cheamă Jibril. Știi? Și că eu m-am prezentat Gabriel și el a zis Jibril? Și am zis, bă, cred că da, da. Și el a zis, ca pe Arhanghel, nu? Jibril. Și după aia i-am zis, oh, da, exact, ca pe Arhanghel Gabriel. Și zice, păi știi că și noi avem Jibril. Știi cine a fost, cine e în islam, Jibril? Probabil ceva profet. Nu, păi e exact Arhanghelul Gabriel. E îngerul care i-a dictat Coranul lui Mahomed. Știu că islamul cumva recunoaște și Moise și pe Moise exact, și pe Iisus, exact. Profet, că Mahomed e ultimul profet. Da. Gen, e o extensie, știi, islam extends Christianity și Christianity extends Judaism, știi? Păi, dacă tu zici, da. Și Rastafarianism is praying to Jah, which is Yahweh, which is the God of the Hebrews. Asta știai? Nu știam așa de multe de Rastafarianism. Păi nu știi că zice Go with Jah sau Jah Jah Bless în piesele reggae? Da, dar n-am făcut legătura între chestiile astea până acum, știi? Mm-hmm. No, deci, da, explicația e super șmecheră că atunci când erau evrei în robia egipteană, știi, cu Moise și ori mers în Exod ca să găsească The Promised Land, știi?
Da. Nu au fost numai evrei along the path, ci și etiopieni. Și etiopienii ăia formează, că de fapt rastafarienii cred în recrearea regatului Etiopiei și de fapt ei se roagă la, exact la Dumnezeu evreilor, că Jah sau Yahweh e același lucru. Și ei au scăpat de robia egipteană cu Moise, which is pretty, pretty freaking awesome. Nu? Nu vi se pare? Yeah. No, bun. Hai să băgăm un pic de cod. Că am cam șomat-o. Hopa, stai că aici era cum ce am terorizat pe ăștia de azi dimineață. If you know your history, then you will know where you're coming from. Fighting for arrival. Fighting for survival. Am pus ceva în MLP. A, da. Nu, deci am pus layer-ul în MLP. Bă, ce pop îmi dă, bă, numai, uite ce prostii fac. Where do you go, go? Aici ce-mi dă? Asta e ceva. Ai nevoie să importezi neuron. Eh, corect. Și da, acum ar trebui să meargă, nu? Dacă dau pe el. Alt enter? Yeah. Da, alt enter, vezi? Așa. Alright. Alright. Good. Vă place Matthew McConaughey, vă? Am văzut așa de multe filme cu el. În schimb, ce m-a plăcut a fost serialul ăla, True Detective. True Detective. Mm. Mă rog, primul sezon, că al doilea a fost. Dar n-ai văzut nici Dallas Club. Păi al doilea nu mai fost cu el, nu? Păi că acolo e, cum îi zice, e serial de la care sezoanele nu au treabă între ele. Da. Numai că al doilea cu cine a fost? Cu Woody Harrelson sau cu cine? Woody Harrelson și, cum îl cheamă pe ăla? Colin Farrell. Aha. Bă, apropo de Colin Farrell, musai să vă uitați la The Gentleman. Luați-l de pe file, menuți că merită. A? Ați auzit de el? Bă. Dude. No. Regizat de Guy Ritchie. Ziceți măcar că ați auzit de Guy Ritchie. Am auzit de Guy Ritchie, dar n-am văzut filmul. Păi fresh, acum a apărut. Chiar înainte să înceapă toată nebunia cu chestiile. Am fost la care cinema. Film? Că nu... The Gentleman. Ha? The Gentleman, nu știu. Deci, ți-am zis, a apărut chiar înainte de partea cu carantina. L-am văzut la cinema în Cluj. Am văzut ceva clip din filmul ăla, cred că, prin ceva cu box și era ceva scenă funny cu un tip. Cu box? Dar nu știu, că ăla cu box e Snatch, bă. E vechi. Nu, gen, erau ceva in the context of a gym. Nu cred că era relevant. Da, cu Colin Farrell. No? Da. Yeah, you're gonna love that, man. Să fie mișto. Zi-mi, unde erau alea de citit din fișier? Cred că sunt MLP mai jos. Ajung sau pe o terasă la mare. Mai urlă ceva ăsta, micu? One way to find out. Unde e MLP-ul? E MLP. Vezi că string-ul nu e important. Alt enter. Bun. Da, i-am dat alt enter. Ah, i-am dat altă. Bun. Care? String? Ai. Apropo, cea mai mare abominație care există, bă, e cover-ul la Macarena alu căcățișul ăla mic, bă. Știi ce zic? De tot auzi acum cu Macarena. Nu știu, eu nu prea ascult radio. Dar nu-i pe radio, gen, I don't know, man, Thor, știi la ce mă refer? Din nou te-ai întrerupt. Ce Macarena? E ceva cover făcut acum pe Macarena cu... Ia, Taiga. Așa, deci, care-i faza cu prostia aia? Deci,
What the fuck, deci Misery Deep? E un remake. Păi, mi se pare destul de ok. Putea s-o dea mult mai nașpa. Am văzut remake-uri mult mai nașpa. Oh, man. Ok, dar știi care e problema mea? Că dacă zici despre o chestie că, băi, putea fi și mai rău sau e destul de ok, like, eh. Man, you know what I'm saying? I like it. Da, da, you like it only because you didn't live those years, man. Adică băiețașii ăia doi care cântau Macarena, man. Sau Macarena la mine. Macarena la fiecare petrecere când erai copil, la fiecare zi de naștere, banchet, cum era? Serată? A, trebuie da. Serată dacă vrei să folosești vocabular din Hortensia Papadat Bengescu, îți de acord, da, serată. Welcome to the 1850s, știi? Nu mai știu, așa se numea. Soare. Dar eu nu știu că eu n-am fost la... Bă, dude, eu nu eram hip. Nume serată, ceva de genul. Când eram în gimnaziu, fucking hell. I cringe. Da, dar eu în gimnaziu eram bullied as fuck, man. Like, gen... Mă băgau aia cu capul în WC-ul, literally. What the fuck? Serios. Damn. And look how fine I turned out. No, no trace of trauma. What? No. Eu, for some reason, între a șase, mă băteam mereu. No, no. Ce ne-i place la asta, bă? Forici. Forici. Îți poate și ăla trebuie importat ceva. A, aici. Aici era. Corect. I put the rhythm in algorithm. A, ah, trebuie si math-ul ăsta în ce-i? În Neurof. Dar nu? Îl include el, bă, băiatul. Alt enter nu merge? Nope. Ba, da, dar ți-a părea acolo includ ceva. E, yeah, dar nu. It's cool. Bag si math, că ok. I see math everywhere. Ok. A. Ah. What are you doing? Ce, n-am pus? Ah, no, bine. Excepțional, domne. Where do I begin? Și v-a plăcut? Toată nu-i bine, când ai chestii cu roșu. Da, știu. Cred că dacă dai control A și după aia alt enter, ar trebui să-ți ia importurile toate, dar, care lipsesc. Dar de ce aici are el problemă? Că nu l-am inclus? Ba, am inclus. Cred că n-ai scris std. Using namespace std sau ceva de nou. Da. Yeah. Std. Cred că aș face refactor pe tot out-ul din cod, dacă mai ai. Yeah, știi? Da. Deci, bă, era un student care... Trebuia să dai comanda ăsta, control alt F, replace all, până la fi dat toată deodată. I know, man, dar ți-am zis, eu sunt cu nano-ul meu, lasă-l! Nano, okay. Your business! Instant. A, nu am, nu l-am importat. Alt enter. Ai. Eee, Macarena. Alright, alright, alright. Now we cooking. Let's do this thing, ladies and gentlemen. Bă, dar ziceți-mi măcar că v-ați uitat la Die Hard, bă. Am văzut segmente din toate filmele pe la TV. Lasă, dar nu toate filmele, primul și al treilea. Eu sunt mai mult cu, în perioada aia, știi că e tot meme-ul ăla cu Die Hard de Christmas Movie, eu sunt mai mult cu Home Alone. Da, mă, dar nu sunt în aceeași perioadă, că e cu câțiva ani înainte Die Hard. Știu, dar eu când am crescut deja era Home Alone everywhere. Yeah.
Adică, păi, tradiții de acum, de Crăciun, exact, pe ProTV, o mălămă. Știu, dar la mine... Obviously. Bă, la mine, în familie, e tradiție, film de Crăciun, ne uităm cu mama, maică-mea și cu sora mea, la Die Hard în fiecare an. I mean, that's legit. Ești un Jake. Te uiți la Brooklyn Nine-Nine? Nu, dar vreau. Ești Jake Peralta. Uite-te. Dar ăla care-i? Personajul principal. Personajul principal. Care-i jucat de cine? Sandberg. Ok, I get that. Mie-mi place de omul ăla. Ăla e ăla de Secret Island? Sau cum îi zice? Lonely Island. Lonely Island. Cu... Lonely Island. And I... my pants. Yeah, I get it. Yeah. Am zis că să cenzurez, că cam, dacă am zis de prăjitura cu jeleu, măcar în engleză să fiu ok. Deci, bă, o să pun chestia asta, acum am gândit că o să pun chestia asta pe YouTube, bă, dacă îmi dau flag. Pe Facebook? Pe YouTube, bă. Că asta o să fie înregistrat, gen, sper că am... Da, it's recording. So. Păi, asta... tu îl monetizezi? Nu, mă, dar gen... Atunci n-au treabă, decât dacă nu-ți face cineva... Nu, dude, what the fuck, man, adică nu e ok așa, adică dacă cineva face ceva nasolel pe acolo și nu monetizează nimic, like, you should check into that shit, right? Adică ce legătura... Dacă nimeni nu te reportează, nu prea... Dar pui un ISIS beheading video și nu-l monetizezi și îl șterg oricum, adică au niște terms and conditions. No, bun. No, hai să vedem nu acum. Nu prea m-aș baza pe terms and conditions când e vorba de YouTube. They are pretty fucked up. Poți să dai beep. They're pretty beep, 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 beep. Yeah. Vreau să dau bani faci de pomană. Nu știu, să... Joacă Monopoly. That was cool. Vreau să fac politică, mă cheamă datoria. Ai văzut Ocean's 11? Ocean's 11, bine menuț, normal. Level 12, 13, din păcate și Ocean's 8. Oh boy, no, why? Bă, m-am dus la cinema, what the fuck? Am văzut trailerul ăla și m-am dat seama că o să fie un film nașpa. Normal, dar a fost mai nașpa decât am crezut. Deci... De ce a fost nașpa? Chiar sunt curioasă de opinia ta. Like, what was so bad? Stai un pic, că trebuie să intru în zonă. Trebuie să intru în zonă. La Doamne, oh. Oh no, what did I do? Bă, nu știu, gen... nici măcar n-o să mă iau de aftermath-ul celor tipelor supra bine plătite de la Hollywood care au început să se plângă că, vezi, Doamne, bărbații e porci și nu apreciază arta și nu le bagă bani în buzunar că nu se duc la porcării. Bă, deci, scuză-mă, dar... strict despre film. Ok, te rog. It's the rehashing of the same fucking story without anything original. They fucking killed Ocean. Adică, fuck you, movie. Adică, nici păcar, niciun fel de explicație, cu un pic de hint că s-ar putea să just fake his own death, dar numai atâta, nu spui nimic. Like, bland story, no... Deci, rehashing of the original story, filmat, deci dacă e cadru cu cadru, e filmat în același fel, fără Gus Van Sant, sper să nu greșesc, că, cine a făcut? Stai un pic, nu e Gus Van Sant, e Steven Soderbergh, scuze. Fără Steven Soderbergh care a făcut primul, gen, trying to rip off the way it was done, the plotline, the characters, the whatever... Nimic, nimic original, totul exact la fel, numai cu femei. Like, come on, man. Why does that movie have to exist? Ca să nu începem... Deci știu că o să ajung la Ghostbusters, da? Gen, same shit. Chiar mă gândeam când o să ajungi acolo. Same shit. Same shit, man. Și it's not about gender, ok? Trust me, it is not about gender. Dacă făcea exact același film cu bărbați, sau cu cactus, era la fel de prost pentru că motivele pentru care îi prost n-au legătură cu de ce au zis tipele alea că au fost backlash la audience și așa mai departe. I'm sorry. Da, m-au zis de Ghostbusters că a fost about. Da, nu știu, deci eu m-am plictisit, m-am enervat, deci mie nu-mi place că un film poate să mă plictisească dacă nu mă enervează, știi? Dacă nu îi vociferez la ecran în sala de cinema,
Deci crede-mă, am vociferat la ecranul ăsta de cinema of how bad that movie was, ok? Sorry. Ok. Păi, asta e că, cumva, e și în detrimentul cauzei feminismului să faci genul ăsta de film. Adică, de ce nu crezi o franciză nouă în care să aibă sens ce se întâmplă și personajele să aibă un context în care există și așa? Dude, stop it! Cred că Hollywood-ul nu-i pasă. Păi, I don't know. Dar, gen, chiar mi s-a părut, adică, don't get me wrong, eu sunt fan Sandy B. Deci, din totdeauna am fost fan Sandra Bullock. Eu și Curaj din Big Bang Theory, știi? Dar, gen, dude, eu i-am văzut toate filmele lui Sandra Bullock, sincer. Nu cred că este unul. Bine, alea vechi din anii 80, înainte să... Bird Box? Care? Ăla nu-i film, bă, ăla e Netflix. Nu, ăla nu l-am văzut. Și nu o să mă uit la el, adică mi se pare... Dar ce, are multe premii, am presia Bird Box. Da, nu-mi pasă. Deși e basically a silent place, dar versiunea de la Netflix, știi? Păi, mă, eu zic... A Quiet Place. Hai, vreau să zic că s-a făcut... Mie nu-mi plac filmele de pe rețetă, știi? De genul Nicolae Scântei și din alea cu tearjerkers, de alea de smulg lacrimi, că, doamne feri, love story went wrong și de alea. Păi, care era aia cea mai populară? Anul trecut, parcă cu tipa aia care avea grijă de un tip. Aia nu e anul trecut, meu, a trecut vreo 5 ani de la Me Before You. Pe, nu! No! Nu, no, nu 5 ani. Dude, vreo 4 pe puțin. Fuck no! Despre ce vorbiți? Me Before You. No, hai, între timp ce cauți tu, eu implementez, ok? Deci unde să pun chestia de transfer derivative? Guys, că asta e gen doar o funcție, știi? Yo. Unde am pus funcția de transfer? Hai să ne uităm un pic la implementarea mea. Nu cred că ai pus-o nicăieri. Ba, n-am pus-o nicăieri. S-ar putea să nu fie încă. Păi, dar nu că am făcut pe MLP, am făcut forward propagation, da? Deci avem layer forward propagate aici. Uite, vezi? Transfer. Neuron.transfer. Ok. Punct .activation, corect. Ăsta-i, da? Deci pot să pun aici pe neuron, nu? Pe fiecare neuron o să folosesc, nu? Da. Da. Ok, și atunci o pun transfer derivative. O să pun altă funcție tot pe neuron. Sunteți de acord? Ca design. Da, nu-i tot aia. Ba da, gen, eu trebuie să pun undeva. Ca sens, oricum... O să o apelez de genul, e optim, nu? Pentru că nu o să o recalculez, o să fie double transfer derivative. Ce-i, mă? Căutam filmul ăla de descriere și mi-a un link de love and disability in film. Dude, stop it, ok? Te rog, nu! Când ai pe IMDb un articol, o listă cu filme, you know you've gone too far. Dude, stop it. No, ziceți-mi, ce era aici? Hai că să te opresc din răzim. Care era formula? În 2016. Ah, da. Atunci când am apărut și eu la TV. Oh, no. You should never do that. Vreau să fac o glumă nasoală, dar am zis. Deci așa e, nu? Output înmulțit cu 1-1, da? Da. Ok. Bun. Și acum ne mai trebuie backward propagate error pe exact aceeași clasă pe care am făcut feed forward, da? Deci trebuie să mă duc pe MLP aici să mai fac o chestie cu... Nu? Mm-hmm. Hai să vedem. Ce intră, ce iese? Cine spune? Cine poate intră să... Intră o listă de neuroni. Intră... Nu. Expected-ul. Au, expected, yeah. Yeah? Fuck. Hack. Bă, uitați-vă la ăla cu The Gentleman, vă rog. Deci, deci intră expected-ul. Ăla cum îl obțin? Ce e expected-ul? E un vector de... Expected-ul ăla e din date. Din date, dar eu am datele, mă. Aici. Nu le importat. Forward propagation. Expect. Bă, dar întreie tot de pe instance, nu? Basically. Parcă da. Mhm. Nu? Pe info. Mhm. Deci stai să vedem.
Păi vezi unde le-ai pus tu la, în implementare. Backward, stai-mă un pic, o secundă. Update, wait. La 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 la. Na, uite, deci la train network, da? Forward propagate, backward what? Propagate train error, network. Expected. Ah, look, here, da. Deci, îmi trebuie o altă funcție de genul backward propagate error. Bun. Dar până una alta, hai să facem funcția asta de train network, ok? Corect? What the? Ah, păi hai să vorbim atunci. Deci, asta a fost backward propagate error. Deci, eu o să dau o tură, nu? În care, după ce am trecut, deci fiți atenți. Asta e pentru un singur pas, de genul, eu am vorbit despre cum trec prin rețea, unde mi-e rețeaua? Acolo. Acolo. Asta-i. Ecola. Deci, fii atent, facem un pic rețeaua, ok? Holy shit, atâta-i ceasul? Da, bun. Yeah. No, stai, că vezi dacă... De-aia ziceam eu de studenții aia. Da, da, eu asta înțeleg, no, bun. Deci... eu trec de aici încolo și asta am făcut, da? Deci eu am instanța cu X și Y, modific weight-urile și ajung aici, corect? Și acum trebuie să dau o singură tură înapoi să să calculez delta-urile și să propag, să modific toate weight-urile. Sunteți de acord? Da. Ok.